Lipsește Dogăriu Marian. Motivația aici la servici. Nu știu să nu. Au și vie. Da? Și întrucât avem form, declarăm ședința deschisă. Vreau cuvântul, doamne, prima să prezinte. Da, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie-noiembrie, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniului grupului de acțiune local Valea Muntelui, 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personale a persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 1 din anul 2017, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru cheltuieli pe anul 2017, 6. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 79 din 29.08.2007 privind aprobarea demarării procedurii de achiziționare prin licitație publică, cerere de ofertă, procedură semnată a unei autobasculante cu masă maximă autorizată de 18 tone. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal, construire locuință partier în comuna Asău, beneficiarii Enăchioaie Elvira și Enăchioaie Paul. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului concesiunii imobilului din suprafață de 476 metri pătrați, numărul cadastral, deci intabulată, 60.050 de la concesionarul Stoian Ion la domnul Stoian Eudor. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a devizului general la obiectivul reabilitare și consolidare pod din beton peste pârâul Asău, în punctul Soci, satul Apa Asău, comuna Asău. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a devizului general la obiectivul refacere pod din beton armat peste pârâul Asău, în punctul Agăștin, sat Apa Asău, comuna Asău. Deci, continuare de lucrări și 11 probleme diverse. La modificarea ordinii de zi aveți proiectul de hotărâre cu mandatul special al domnului primar pentru ADIP și decontarea cheltuielor la cadrele didactice de pentru deplasare. Deplasările. Da. Supunem la vot ordinii de zi. Dacă sunt de acord. S-a aprobat. Procesele verbale ale ședințelor anterioare, cea din 10 au avut ședința ordinară și ședința extraordinară. Asta vă rog să aduceți. De aceea a avut în mapă. Dacă sunt ceva completări la ele? Nu sunt. Supunem la vot aceste verbale. Înainte de trecere la ordine de zi, să trecem la ordine de zi, aș vrea să lămuresc două probleme. Una în ceea ce mă privește pe mine personal și a doua în ceea ce privește instituția pe care o reprezint. Încep cu aceea care mă privește pe mine personal. Aș vrea să vă întreb pe domnul Pădureanu Osănică când a auzit și de la cine și în ce conjunctură că eu mă opun pentru a da bani la biserica din Asău, pentru refacerea ei. M-au oprit femeile la biserică la Luncă, două doamne, dacă vrei poți să pune numele. Și mi-a zis, cum domnul viceprimar dumneavoastră, care știu că vă trageți dintr-o familie de oameni credincioși și ați fost dus de mii la biserică și om credincios, vă opuneți la așa ceva? Ați auzit? Dar... Discuția n-a fost pe tema opunerii banilor. Discuția a fost cu totul altfel. De ce nu s-au dat banii toți la biserică la Asău? Pentru că așa a fost promisiunea, când va fi și vor veni banii aia pentru cutii, toți banii se dea la bisericuță la Asău. Și atunci s-a format o comisie, din care dumneata, Dogariu și cu așa... Și cu cine? Păi nu, spuneți, semnați. Și eu. Păi n-ați fost. Așa. Păi nu, am dat toate numele. Așa. Și s-a stabilit cuantul care s-a stabilit. 200 la
ăia din vechi, 100 la nu știu mai care, și 350 la noi. Și pe urmă s-au revenit cu încă 50, deci 400. Asta au fost toate discuția, nu că s-au opus. Nici măcar în comisii nu s-a stabilit. Destabilit, s-a stabilit la nivel de primărie, nu știu, primar. Eu nu am de unde să știu cine a stabilit. Și atunci, dacă nu aveți de unde să știți, de ce faceți afirmații de astea gratuite? Eu n-am avut de afirmații de genul ăsta. Păi cum n-ați făcut afirmații? Am curajul răspunderii. Păi dacă pe mine m-a oprit femeia la Ramla Luncă și mi-a spus, cum, domnule, vă puneți domnul Tăbreanu, spune-mi în ziua de glasă. Ai certitudinea că ceea ce ți-o spus ea... Absolut. Păi dar femeia, altfel... Eu am curajul răspunderii, ți-am spus, am curajul răspunderii. Mergem la persoana respectivă. Să spună când am spus eu treaba asta, că te-ai împus. În contra, eu le-am explicat de ce nu au venit banii tot la biserica la Său, nu că s-au opus. Zicile s-au... Domnule, altfel femeirii nu avea de unde să știe, eu mă opun. Și ca să încheiem și ca să pricep și matalii, colectivul ăsta în care s-a discutat era Spoială. Nu știu cine era, matalii știe. Eu îi știu pe toți care erau acolo. Și eu am afirmat mai puțin ceea ce spun acum și am întărit problema mult mai mult și mult mai drastic, Spoială. Deci, ca să știi și mă atacă unde se trage. Și femeile au luat-o pe atare. Păi tocmai vezi, te rog frumos, nu-mi fac la mie imagine. Nu. Eu m-am luptat și... Nu eu am adus, la primărie preoții. Și nu numai la biserica la Său. Deci, nu știu. S-o spus și la ceilalți preoți că acum eu, ca din matare, nici nu, în fine, nu știu. Trecutul matare, când lucram eu, când ajutam în biserici și când am făcut cărămite și aveam toți preoțe, și acum se uită urât la mine, cum că viicile ar avea ceva cu biserică? Nu eu am adus preoțe la biserică, nu eu am creat imaginea, deci matația ai făcut-o singur și venea Dogariu. Așa că degeaba de super matare... Deci ceva e adevărat, din ce spui, nu? Matași cu domnule... Deci eu ți-am confirmat și îți confirm în continuare ceea ce am spus și ți-am spus, am curajul răspunde, oriunde și la oricine. Dar, matare ca să pricep bine. Să pricepe bine. Deci, ceea ce ți-ai creat, matați ai creat singur cu mâna matași cu Nenea Dogariu. Deci, dacă discuția a fost clară de la început, domnul Pădărea, nu aduceți... M-am opus eu să dau bani la biserică sau nu? Nu faceți vorbă, nu... De ce ați făcut, de ce ați creat? Nu știu. Cum domnule am creat? Dar ai zis că suntem o comisie, ai zis că trebuie să luăm hotărâri. Păi și atunci de ce... Cum am luat-o? Păi dar de ce vorbești, mă, la adresa mea? De ce ai vorbit la adresa mea? Ai auzit consiliul ăsta cum am opus? Pentru că discuția a fost de la capul locului, toată lumea știe, 700 trebuia la... De unde trebuie? Dar ce matale hotărești? Domnul Țuțu, spune. Nu, domnule, hotărești. Dar eu zic că discuțiile astea nu și-au rost, pentru că s-au remediat tot cu sprijinul primării și a domnilor consilieri. Și suma s-a prezidit. Trebuia să informez lumea corect de ce nu a venit suma. Păi tocmai cu matale dezinformez lumea. Cum a zis? De ce-i problema? Mi-a spus exact clar. Cât de unde nu vrea să facă? Atât o dea primăria, 400. 200 s-au dus la cutarii, 100 s-au dus la cutarii și nu i-au făcut treaba asta. Și atunci, hai să depășim situația. Până la urmă să ne trece, sau dacă nu la urmă, tot coordonatorul nostru la toți s-a întrețit suma și gata, nu mai contează. Și a doua, în ceea ce privește instituția, doamna Simona Drilea a afirmat pe Facebook, așa, că avea cunoștință de cum s-au cheltuit banii la zilele comunei, am pus chiar întrebări cuiva, că domnule, știți câți bani s-a cheltuit, știți ce interes a fost acolo? Toată comuna trebuie să știți. Așa. Da, nu s-a discutat aici. Da, și ar avea cunoștința de mizerii, deci să le dau cu cuvintele ei, de mizerii și gunoaie care se încearcă să se baga sub preș. Domnule, ce în primărie asta, da. Aveți document în fața acolo? Da, sau am mesaj. Deci stați un pic, discutăm pe rețelele sociale. Păi da? De ce să nu discutăm? Păi, atâta timp când face afirmație, a trebuit să o primă aici sau să sesizăm socializare. Dacă mă aduceți în Consiliul de Discuziuțile și am ieșit. Sau să sesizăm pe asta autoritățile abilitate să facă cercetări. Dacă doamna a depus o hârtie scris în secretariat la Dinați cu număr de înregistrare, discutăm. Dacă nu, vă rog să mă scuzați, rețelele de social... La instituție pe care o reprezentăm. Vă duceți dumneavoastră cu ea la tribunal, nu e instituția dumneavoastră.
Facebook-ul nu este instituția primăriasă. Primăria instituției. Și-au adus în jurii că se bagă cu noi. Poți să înjure la primărie până să satură. Eu am vrut să vă aduc la comisie. Doamna când a fost în sală, da. A venit, e ședință deschisă, a venit aici și a discutat. Nu-a convenit, nu mi-a convenit, dar nu văd în Facebook-ul aici. Păi da, tocmai că eu am văzut mă la urmă. Aia altceva. Deci, ședințele, discutăm așa ceva. Eu n-am Facebook, nu-i mai bine. Și ajungem, alea ne discutăm, dacă doriți. La diverse, haideți că avem treburi mai importante. Dar asta trebuie să te vin la proștiința mea, înainte de asociație. Discutăm de Facebook, că nu-i mai fi la urmă. Trecem la proiectul de hotărâre. Eu de când așa? Dar aveți programul în față. Poftim? Aveți program. Ah. Nu, de program știu, dar e vorba de... Aici, aici sunt. Ah. Ale, acolo. Acolo. Acum se întâmplă, nu știu dacă intră în ordinea de zi, noi în data de 20 septembrie 2017 am avut o întâlnire la Primăria Comănești, eu, inginerul cu urbanismul și doamna secretar și din partea aia altă tot la fel, în prezența domnului Hur și a unei comisii a prefectului în legătură cu hotarul, cu trotușul, cu dealul Comăneștilor, cu podul, cu târgul și cu astea. La întâlnire, pe lângă domnul Hur, a participat și de la APELE, Administrația Bazinală a APELE Siret, și de la OCPI, de la județ, și de la urbanism, o doamnă de la Consiliul Județean de la urbanism. Și e vorba de o, o să o discutăm la urmă, bineînțeles, e vorba de o discuție cu niște variante pe care trebuie băgate în ordine de zi? Nu, discutăm la divers, dacă nu are hotărâre, la divers. Al. Cum nu vine? Hai cu tine. Comisia. Bine, hai, te rog, notează și îți dau un număr. Asta vreau. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui ședință pe luna octombrie 2017, nu? Octombrie și noiembrie. Pentru Gogun? Da, da, pentru că a făcut o lună. Cine? Domnul Ciobănașul Nicolae. Colița al Ciobănașului. De octombrie și noiembrie. 0234 367. Președintele de ședință pentru luna octombrie și noiembrie. O doamnă, nu știu care, și spui de la primăria să o așteptam un mail, așa, așa. Noi suntem în ședință. Bine, foarte. Pentru. Domnul Ciobănașul. Mulțumesc. 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 Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul grupului de acțiune locală Valea Muntelui. Deci, pentru că suntem membri GAL și noi trebuie să plătim și o cotizație. Care este de 10.000 de ani? 10.000 de ani? Da, la GAL. La GAL. Iar că poate o să obțineți facem părăul la Veluș și ăla cu fonduri europene. Colaborare cu DEN și am obținut bulda excavatorul până acum da. Canalizat pe deul Ciungilor. În continuare vrem să lucrăm. Da. Cine este pentru? Se aprobă? Nu știu. Voiam să întreb un singur lucru de GAL-ul nostru. Contractul se menține, nu? Da. Da. Cât, pentru ce perioadă am avut contract? Nu știu, parcă 5 ani. Ați la suprafață la școală? Da. Parcă 5 ani. Sediu GAL. Da. Cu 5 ani, cu drept. Nu, prima, noi mai avem o treabă. Deci este sediu GAL, dar mai avem și treabă cu formul montan. Păi da, dar nu s-a mai... Așa și acolo cu treabă. Nu s-a mai materializat. Nu s-a mai nimic, nu s-a mai făcut. A venit o adresă cu, nu cu formul montan, cu... Zona montană, iată instituții ceva. Formul montană, asta e. Nu, mai e una, băi. Cu Alexandru Leu, doar dacă altceva... Acela, că n-am fost noi la Șoieni, nu? Da. Păi da, ăla e formul montană. Da, dar mai e o sală acolo, nu e o problemă. De asta? Păi nu-i sala noastră de votare. Păi da, dar rămăsesc stabilită treaba că... Nu a mai venit nimeni. Deci, o rămas moartă. Nimic. Păi de hotărâre... Că mă vedeți că suntem 14-19. Mă scuzați. Scuzați. Pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personal și a persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 1 al anului 2017. Da. De asta vă lăsat, de asta studiat. Cine este pentru? Se aprobă cu 14, domnule.
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 al Comunei Aseu, județul Bacău. Ați avut la lăsa. Sunt discuții? Cine este pentru? Se aprobă cu pașii. Aici, nu știu dacă este scris în ședința de comisie, deci planul ăsta de ocupare trebuie neapărat să fie pus în operă, să refacem organigrama și regulamentul de organizare și funcționare. Obligatoriu. Cu stabilirea funcțiilor, cu tot ce trebuie, atribuțiilor. Ultima organigramă, dacă țin minte bine, a fost în 2015, parcă aprobată doamna secretară. Da, 2015. Septembrie 2015. Așa. S-au mai schimbat multe. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Și vorba de bani care a venit pentru abonamente și profesori, abonamente și... Cine este pentru? Se aprobă cu 14. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL-ului numărul 79 din 28-8-2017 privind aprobarea demararei procedurilor de achiziții prin licitație publică, cerere de ofertă, procedură simplificată a unei autobasculante. Sunt discuții? Am făcut o expunere de motivii. Îi dau citire. Având în vedere că prin hotărârea Consiliului numărul 77 din 29-8-2017 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost alocat și aprobat suma de 390.000 de lei, respectiv 327.000 fără TVA, dacă se scade TVA-ul din totalul ăsta, așa. Având în vedere că prin hotărârea Consiliului Local numărul 79 din 29-8-2017 a fost aprobată achiziționarea unei autobasculante, așa, văzând demersurile făcute de compartimentul dezvoltare și ofertele ce ne-au fost prezentate și în raport de fondurile alocate, Comuna Aseu ar avea două variante pentru achiziția acestui camion. 1. Camion nou în banii ăștia, dar care în raport de bani alocați, de 390.000 cu tot cu TVA-ul, așa, nu ar avea nicio dotare. 2. Camion second, dar care va avea în dotare instalații și plug pentru zăpadă, instalații și utilaj pentru împrăștia material antiderapant, adică sărăriță, macara montată cu nacele, deci pentru întreținerea iluminatului public, toaletarea copacilor, încărcare, descărcare materiale și alte lucrări de întreținere. Dat fiind cele prezentate, vă rog să analizați și să vă expuneți punctul de vedere și să votați varianta pe care o considerați cea mai bună. Sau și și sau amândouă. Sau amândouă, da. Păi, noi o să facem un caiet de sarcini. Problema este alta. Dumneavoastră la expunerea de motive și ca inițiator, ne-ați adus o hotărâre de Consiliul Local în față. Da. Noi v-am aprobat o hotărâre de Consiliul Local prin care v-am aprobat să achiziționați o autobasculantă în sumă de 390.000 lei. Da. Punct. Cum o achiziționați? Nouă, second, cu dotări, fără dotări, este problema dumneavoastră care face caietul de sat. Problema la tot Consiliul Local. Nu, la Consiliul Local. Ba da. Vă aprobat din buget o sumă și să faceți o achiziție. Ne-ați aprobat o sumă. Noi dacă luăm camionul ăla, stăm și ne uităm la el în curte. Că nu avem sărăriță, nu avem plug, nu avem nimic la el. Nu dacă e nou. Așa. Noi v-am aprobat să-l luați. Da. În suma asta. Iar dacă îl achiziționăm second, o să veniți tot dumneavoastră în Obobeică, domnul inginer Obobeică, peste o săptămână și o să spuneți de ce domnul vice și domnul primar ați achiziționat second? Cine v-a întrebat vreodată de dumneavoastră? O să ne întrebați? Aveți... Tocmai asta e. E insulabilină, da? Nu înțeleg. Ei, și pentru asta v-am cerut părere și votați pe
Nu aveți treabă, domnule, cu hotărârea. Caietul de sarcine îl faceți dumneavoastră, îl semnați, îl achiziționați cum doriți. Păi care butuș câte 10 ani, una secundă. Nu, păi asta cu unul. Și problema ai Consiliu? Și problema avem noi ca să scrim second hand sau nou? Nu trebuie să scrim. Dacă ați fi interpretat... Dom'le, dar noi nu suntem achizitori, nu înțelegeți? V-am aprobat suma din buget și cum se cheamă achiziția? Autocamion, sănătate. Nici n-avem voie să vă spunem tipul, capacitatea ce să aibă. Aia e treaba. Cum faceți caietul? Faceți caietul pentru second hand? Second hand. Faceți caietul pentru nou? Nou lat. Trebuie să vă încadrați în suma. Nu, 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 care-i problemă? Puteți să-mi luați la urmă. Așa ne-am putut încadra în bancă. Dar vezi de acolo. Care-i problemă? Maximul să fie suma respectivă. Și când am aprobat cu galul ca să achiziționăm buldoi excavatorul, v-am spus, albi, cupă, fără cupă, suma așa, pum! Nu aveți de mâine altă hotărâri. Proiectul e hotărâri, ce e pentru? Adică, păi stați că dumneavoastră n-ați clarificat ce votăm. Se poate achiziționa. Dar n-am spus odată. Orice tip, orice tip de automobil. Poate domne, orice tip de automobil, second sau nou, cu toate dotările, să ne încadrăm în suma care e consideră. Dar ce scrie hotărârea de Consiliu, domnule? Se poate achiziționa orice. Păi, tot la fel, ce scrieți în asta acum? Citiți, domnule. Hotărârea vieții adiționale a unui autobascular. Și la asta ce ceriți? În hotărârea. Completare. Să sunt specifice că ori nou, ori second, dar să fie cu toate hotărârile. Deci în proiect, în proiectul de hotărâre, la articolul 1, în aliniatul 2, scrie, asta nou, se aprobă demararea procedurilor de achiziționare prin licitație publică, cerere de ofertă, procedură simplificată, a unei autobasculante liniuță. Și aici noi trebuie păi să precizăm. Nu este corect, nu este problema noastră să vă stabilim cum faceți achiziția prin proceduri simplificate, cerere de... Nu e problema noastră. Înțelegeți o dată. Am trecut peste asta. Achiziția e achiziție, deci, o faceți în baza legii. Părerea mea că dacă există posibilitatea să adăugăm ceva aici, pentru că trebuie adăugat, că altfel e șunt acest articol, să se aprobă demararea așa unei autobasculante cu încadrarea în suma alocată. Și cu toate dotările. Am aprobat odată pe o hotărâre. N-am scris în hotărârea aceea cu încadrarea în suma. Păi atunci dacă vreți formulați-o. Ori o formulați simplu și spuneți se aprobă achiziția second hand, ce vreți dumneavoastră, și lăsați acolo cererea de ofertă simplificată, care te-am? Ori respectați legea, ori nu facem noi legea aici. Și dacă deci cum să scriem acum se avantajos? Păi să scriem second acum? Dar ce vreți să scriem? Nu, dar eu zic să nu mai precizăm. În suma diferență. Haideți să înțelegem suma respectivă. Caietul de sarcini va prezenta exact ceea ce se dorește. Haideți să ne înțelegem, eu vorbesc de hotărâri, domnule. În hotărârea aia articol care spune că să-l aprob. Să facă achiziția prin procedură simplificată, cere de... E problema noastră asta? În cel mai rău caz, hotărârea aveți pentru asta să achiziționați. Doar dacă vreți un singur articol în care să spuneți se aprobă achiziția second hand și poate, dar nu procedură simplificată. Merge și nouă nouță să fie, dar să aveți să fie cu achiziția utilată. Așa dacă cumpă și... Păi dumneavoastră respectați bine, faceți bine legea achiziției. Faceți bine lotin, așa gata. Dumneavoastră vreți să fiți gică contra tot timpul. Păi de mine o să gică cu domnule, ați venit legea achizițiilor. Da, domnule, vă vreți. Adică, dar de ce nu, domnule, e colegul dumneavoastră de partid, de ce nu vreți măcar așa cum a zis, domnule, să aprobă achiziția în suma respectivă? V-am dat o hotărâre, domnule. Hotărârea e doar achiziția unui autocamion. Dar este și suma. Dacă acum, domnul Pătreanu, dacă acum discuția asta, da, doamne ferește, suntem în ce vreți să te vreți? Fie să te vreți. Cu cine vreți, bă? Citeam ce ai luat, Păi dacă am aprobat, cum se cheamă și suma din buget, vreți să le spunem noi, Consiliul Local, și cum să facem? Adică, după mine, ar fi două variante. Ori nu se spune nimic, decât păi în nu, baza sumei. Nu avem nevoie de hotărâri. Nouă sau second hand. Nu, și se poate fi zis, nouă sau second hand. Da. Dar nu, domnule, nouă sau. Nu demi nouă. Domnul primar. Da. Ori nouă, ori second, domnule, ce faci, mă? Îi fac hotărâri aici sau mă joc cu Consiliul Local?
Și o să-i spun și cum să facă achiziția? Păi, nu aveți oameni la achiziție. Da. Nu faceți în baza legii. Veni Consiliul Local în baza legii să vă stabilească cum să faceți achiziția. Deci, în hotărârea trecută avem suma aprobată? Da, da, da. Mai vreau să scriem. Nu ați avut un camion din suma aia cum vreți și fără farul, dacă vreți. Nu mai dori inconvenient, dar să specifică nouă sau cum merge? Sau, nouă sau. Una sau alta, adică, nu știu. Scoateți articolul cu achiziția de acolo. Nu vă aprobăm noi prin procedură simplificată. V-am aprobat noi planul de achiziții? Noi am aprobat planul de achiziții? Păi da. Respectăm, aveți hotărâri, Consiliul face-vă treaba. Cum vreți? Dumneavoastră răspundeți cum funcționează, cum îl achiziționați, în caietul de sarcini, cu date, cu tot ce trebuie. Cum cadrarea în sumă? Prin ce procedură faceți achiziția? Deci dacă se dorește și vreți neapărat, oricum eu puteți împotriva la hotărârea asta. Dar dacă se dorește, atâta trebuie specificat și doriți. Când expunerea de motiv îți spune ceva să... Noi dorim, dacă putem să specificăm în proiectul de hotărâre, dacă se poate achiziționa autocamion nou sau secund. Asta dorești, să spunem la vot. Și nu mi-e să certifice asta că v-am aprobat o fost de la sine înțeles. Nu s-a spus nici dacă din cadra e 3 miliarde 900 și e una nouă. Ba da, măi, din cadra. Cu toate tot. Nu mai dăm niciodată. Da, asta. Atâta vreme, că nu atâta vreme. Și atunci Emil, atâta vreme când discutasem să putem să montăm pe așa sărniță și plug și toate astea, doar să discutați, să fim folosită pentru toate astea. Să fie cineva să mă întrebă de cine, să o pui, s-o pui la treabă, nu să o țin. Aveai răspuns foarte bine, mai singur, nu a spus nimeni că trebuie luată nouă. Trebuie și la este și anexă. Că să o iei cu anexă, și bani încerc să o iei cu anexă. Emil, specificăm atunci în hotărârea asta doar atât, că să se ia cu toate dătările în limita sumei aprobate anterior. Domnul Răzvan, ce facem aici? Cu toate dotările, cu toate dotările în sumă de care sunt dotările, dom'le, ori stabilim un lucru. Păi suplimentar, să aibă, să aibă plug, să aibă sărăriță, să aibă, doar nu vezi. Dom'le, ori scrim, ori nu scrim. Păi și noi ce vreau? Păi dotările astea, păi astea, dotările astea, plug, sărăriță și tot. Și dacă noi ajunge să ia, să zic așa, două șuruburi de la sărăriță din banii ăștia. Trebuie să-mi eu vă spun, lăsați hotărârea asta deoparte și mergeți pe ea, care aveți și face vă scapă. Eu sunt un vot hotărârea asta, cine-i pentru ca să se specifice? Păi n-ați formulat articolele ce scoateți la votul. Da, domnule, am lăsat liniuță acolo ca să-l punem acum, a scris. Ce se formulăm articolele? Păi sunteți președinte de ședință și spuneți așa. Păi am mai spus odată. Am mai spus odată. Cum vreți să votați? Da. A unei autobasculante, noi sau second hand, scurt. Să punem la vot. Cine e pentru modificare? Noi sau. Sau second hand, domnul primar, în banii ăștia în care ne încadrăm. Că ai tu să ce vreau să spun. Păi dacă spui nou sau second hand, nou sau second hand cu încadrarea în suma locală. Scurt, cine este pentru? Ca să terminăm. Da, Emil, dar treci cu nou. Deci așa cum e pus, votăm o hotărâre peste hotărârea anterioară. Da, cea la altul mâini. Da, cea la altul mâini. Hai la altul mâini. Exact ce scrie și în asta, domnul. O adăugire la... Este acesta. Articolul, în afară de faptul că s-a făcut la final articolului. De aceeași hotărâre. De aceeași hotărâre. Da. Nu văd un inconvenient că spuneți... Bun, trece așa nou sau... Da. Aveți aprobarea tacită să cumpărați și... Deci aveți aprobarea să cumpărați toate. Dacă mâine vreau să vă întrebați, citim procesul verbal și să vedem că toată lumea suntem de acord. E limpede și clar. Domnul primar, poți să cumpere anul ăsta o mașină nouă, la anul, să răriți la celălalt, două și lucruri. Vrei să o iei toată acum, dar numai că trebuie să te gândești. O iau și folosesc 2 ani de zări. Am îngropat-o și cumpăr alta dacă nu. Pentru că dacă vă poți să faci 2 ani de mașină, 2 ani de zile o folosesc pe asta cu jumătate de miliard și mai cumpăr peste... Deci alta, domnule, da. Cum vrei să o justifici? Nu, aici aveți
înțeles, nu știu ce o să-ți dialog. Dar puteam veni cu o completare legată de nu vrea să fie chimea ei, să depășească 10 ani. Asta îți spune caietul de sarcină, domnule. Caietul de sarcină. Așa și propuneri puteam veni cu asta. Să punem caietul de sarcină. Păi să punem caietul de sarcină, nu orice second hand. Ai luat caietul de sarcină. Chiar dacă luăm un fier vechi. Ca să vă spun de ce când îmi înregistrează în contabilitate, în inventariere, păi aveți acolo o vârstă a utilajului, să vedeți, la atâția ani de zile, dacă e nouă atâția ani de zile, dar sunt alte treburi, da? Mă rog, dumneavoastră ați formulat hotărârea, se votează, nu se votează, pe ar fi făcut dorici. Păi am vrut scusă la vot. La pentru, puneți mai departe, că la pentru nu-i nici un. Împotrivă, dacă. Păi spune, la cine-i pentru? Cine-i pentru achiziționarea autocamionului? 9 sau 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Păi cum, mă? Domnul de zonă. 9 sau second hand? Ce motiv? 10. 9 sau 2. 1 sau 8. Și second. 9 sau second hand? 10. Sunt pentru? Împotrivă? E indicare. Unu. Scris mențiune acolo. Deci nu se poate în hotărârea de Consiliul Local să treceți nou sau second hand. Nu se poate. Păi nu puteți. Să scris, dar cine? Ce problemă? Scris, doamne, în procesul verbal. Nou sau second hand. N-am spus, e urbanismul și vizat de primar. Abțineri? Deci nu din Consiliul Local. Trei abțineri. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal cu construire locuință partieră în comuna Său, județul Bacău, beneficiar Enechioaie Elvira și Enechioaie Paul. Discuții? Era Nexa Vilan, l-a adus în Intra Vilan, dar că... Asta înseamnă. Păi asta înseamnă. Așa, cam așa s-o cărpitos. Am mai discutat odată. Cam așa s-o cărpitos, pe diavol. Da. Cine este pentru? Proiect de hotărâre pentru aprobarea transferului contractului de concesiune numărul 9 din 26-10-2024 pentru imobilul la față de 477 metri pătrați, cadastru 60.050, de la concesionarul Stoian Ioan la domnul Stoian Eudor. Da, scrie că după prezentarea... Eu cred că nu trebuie să dăm o hotărâre de Consiliul Local de asta, ar trebui să-i privească pe cei de la urbanism, nu? Ce aici are... Aici e întocmiți o treabă care nu este în regulă în ăsta. Scrie proces verbal de cesionare. Păi așa să zice, o zonă. Păi nu e adevărat, lăsați-l în pace pe ăsta, domnule. Uite, și mai jos scrie aici, preia contractul de concesionare, nu interzisă cesionarea, domnule. Și sub concesionare. Nu, cesionare se cheamă. Să ținem cont că Consiliul Local este în măsură să spună despre patrimoniul dacă este preluat de către cineva sau nu. Deci dacă a scris așa ceva acolo în contractul acela, aparatul de execuție al primarului nu este corect. Deci în ceea ce privește patrimoniul, Consiliul Local hotărăște. Nu, n-am zis bine? Da. Numai că aici e proces verbal de cesionare. Scrie. Nu scrie așa ceva. Nu avem bani. Da. Cum dracu, dar cine e? Dacă greșesc eu, nu trebuie să greșim și noi. Uite aici. Bănuiesc că e numărul contract. Da, noi avem niște date la acest contract, nu avem niște date. Uite, proces verbal, așa. Avram Lilian, asediu, nu știu care. Concesionar, Corban, nu știu care. Așa. Consiliul Local Oraș Comuniști, în calitate de concedent, este de acord cu cedarea și primirea între persoanele mai sus menționate. Părțile semnatare ale convenției fac mențiunea că taxa de concesiune anuală este plătită la zi, iar pe teren există o construcție pentru care se va întocmi contract de vânzare-cumpărare. Semnează cine dă, cine ia, serviciul urbanesc și vizat de primar.
Acum că trebuie hotărâri, eu nu cred că trebuie hotărâri. Deci numai că consiliul științează că e de acord. Acum, nu știu cum să zic, dacă vreți, consiliul local este de acord. Este făcut, da, este făcut procesul verbal, este făcut în numele Consiliului Local. Da, 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 da. Văd că scrie Consiliul Local, da, este de acord. Și semnează primul. În calitate de concedent. Nu pot să vă răspund, că nu știu. Păi și în prezența avocatului. Primarul este... Știți fraza aia completă. Prezența Consiliului a... Consiliul Local al orașului București, în calitate de concedent, este de acord cu cererea și primirea între persoane mi-a submenționat. Dar nu scrie unde e primarul? Nu scrie. Semnează primarul, asta zicea. Păi semnează primarul, da? Primarul nu semnează, uite. Dă-o semnează câte documente. Avem președinte din Consiliul Local, avem primar. Domnule, dă-o lea când doare ce-a fost. Ați găsit doamna secretară? Nu, mă uitam la patrimoniu. Nu, la regulamentul l-a adus? Regulamentul din concesiune? Uite, sigur că în fața, în fața reprezentanțului legal ai Consiliului Local Pomănești, domnul primar, economist Gălen Miron, director economic Daniela Ierben, în calitate de concedent, s-a încheiat o convenție în următorii termeni. De asta semnează domnul. Păi, da. E o convenție încheiată. În fața lui, da. Concesionarul Adrian Liliana cedează în favoarea lui Corban Andrei Daniel contractele concesionare, fiind dată lege. Facem proces verbal. În fața lui. Deasupra fața și primarul de față. Corban îl preia și contractul. Dacă era hotărâre de consiliu. Subagându-se în drepturile și obligațiile contractuale. Era conform hotărârii de consiliu local. Nu mă rupare. Dar nu-i conform hotărârii, păi proces verbal. E consiliul local este de acord. Dată de consiliu local trebuie să recunoaștem aici. Hai să facem simplu. Să aducă regulamentul concesiunilor. Scoate-l. E aprobat. De aprobare concesiunii, este interzis, nu poți, nu? Sunt concesionat, doamne ea. Nu-i sub nici cesiunea, nici locale. Nu-i concesionare. E proprietatea statului, e noastră, nu-i străină. Aceea ești tot concesionată. Nu-i concesionată. Nu-i concesionată. Nu-i concesionată. Păi, dar automat să se înțelege, doamne. Cesiunea. Înseamnă străinare, pentru că proprietatea e tot a statului. Eu zic că nu. Dar cesiunea, face vorbire la proprietarul. Nu că se schimbă cel care îl folosește. Cesiunea nu face vorbire despre teren, face vorbire despre datoriile cu tăruia. Nu, despre teren. Dar cesiunea este frumos? Nu, construcția se înstrăinează. Cesiunea înseamnă că trăiau datoriile. Doamna, dumneavoastră, ce zici termenul ăsta, cesiunea? Cum se făcea? Se făcea actul de vânzare, făcea vorbire, mă repet, despre teren, că preia și terenul în concesiune, cine dobândește clădirea, și atunci doamna îi făcea un contract de cesiune după contractul vechi al celui care a vândut casa. Îi făceam un act adițional, un act adițional. Un altă dată care se schimba, da, proprietare. Nu mai este Stoiani Ion, este Stoiani Eudon Fiu. Dar acum vrea notarul. El vrea notarul ca să-i facă actele de vânzare, cumpărare pe imobil. Că nu cerea până mai încoace. Nu are ce legătură. Cesiunea este altceva, ești vorba de niște creanțe, nu neapărat numai creanțe. E cedare, a cesiunea înseamnă a ceda. Dreptul de folosință, nu de proprietate. Interzis transferul. A cesionat, cedează dreptul de folosință. Pentru că noi am ajuns în dilema. Ori întâi vinde ăsta casa tatălui fiul, tatăl are și pământul și după aia el dă, notarul vrea să vadă și pământul dus la fiul, dar chestia, îți dau pământul, dar casa unde-i, mă, băieți? Înțelegeți? Nu, aici spune numai că de principiu. Au zis, dar de ce complicăm lucrurile? Și acest domn Stoian Eudor să se vorbească cu taică-su și el, taică-su, să înceteze contractul de către concesionari. Noi scoatem din nou terenul, îl concesionăm. În concesiunii este interzisă sub concesionarea străinarea casei, automat încetează contractul lui de concesiune. Că nu mai face obiectul dacă nu mai are casă. Nu poate să iei la casă, regulamentul nu îl dă voie de principiu. Dar acolo este.
Ce faci cesiunea? Nu poți să faci cesiunea ceva ce faci. Nu, dar nu e vorba de ce. Păi, de hotărâre. El e subcondiționat. Dar cel mai simplu, el să vedeți la concesiune și își face asta, dosar de concesiune și gata. Eu am zis. Cumpărat o concesiune. De ce am cumpărat garajul? Asta am dat și eu. Și apta, sfârșit. Am avut un contract de vânzare, cumpărare, pe clădire. Și mi-a făcut contract de concesiune la... Exact, cum a făcut. Noi ce am zis? Domne, să-i vândă casa întâi lui Ficiorul și după aia preia și păi cea la noi o vin. Nu poți să-i reinvesti. Dar poți să-i vândă casa dacă nu ai terenul. Nu-i facem o casă. Nu-i facem o casă. Să facem o gândire din asta. Să facem o gândire. Uitați, fără formalitate și poți să-i vândă. Nu-i vândă notat, dar nu? Domnul președinte, hai să facem o gândire. Dacă nu-i vândă casa, nu-i vândă casa. Și zice, nu-ți mai vândă casa. Să sunt bine, dar nu-i vândă casa. Normal trebuie un contract de concesiune, îi spune cumpără cesionarul. Dacă mănâncă la să strângi la mare. Haideam să-i de acordul de principiu. Să-și facă omul acolo. Oamenii nu trebuie cu tot felul de concesiune, nu mai folosește un decesiune. Nu, dar în contract scrie acolo, n-are voie să-mi străineze, să-mi închireze, să nu știu ce. Dar scrie în contract cu concesionare. Asta e legare. E contract cu concesionare. Se vie taxi și se renunță la concesionare. Se fac pe el și mai se... Limpede ca bună ziua. Să stea până din nou. Eu am spus, dar dacă nu părere să se vie, e terminat prea nouă. Haideți vă mai zic ceva, în condiții în care încetează proprietarul casei și vin ăștia cu moștenire, dezbat succesiune, iar cere un document, dar ăla e mort cine a făcut-o, ce se întâmplă? Deci același caz, dar nu mai trăiește cine o străinează, tot concesionat e remunerat. Eu vă propun așa, mai stăm o luni de zile, aduceți avocatul aici sau consilierul juridic, că m-am săturat de citit la lege în consiliu, aduceți avocatul să stea de bani acolo și noi îl trebuie conform articolului 1. Nu, nu. Atunci cum să cedeze el? Dacă el vrea să o dea și o preia. Mai așteptăm să moară și vedem cum se scoate. Bine, eu să renunț la concesiune. Da, da, mai am rămas acum cu hotărârea, ce facem cu ea? Hotărârea nu facem hotărârea, dăm un acord de principiu și gata. Să-și facă omul și documentarea. Avizul de principiu, să discută și să... Tot notează acolo. Sigur, notează proces verbal și asta. Să nu face, nu mai dăm înainte din cauza la n-are voie. Cazul ăsta, hotărârea de consiliu nu-i justificată pentru că nu-i documentată. Raportul de ce are dat de ce spune. E corect sau nu? Noi dăm acord de principiu, domnul președinte, intervine și la ta. O să îmbătească nimic. Domnul președinte, hai să mergem pe acord de principiu. Deci asta este soluția pe care o văd. Formulați cum vreți. Asta este soluția pe care o văd. Ca Consiliul Local să-și dea un acord de principiu pentru ca oamenii să-și poată face vânzarea-cumpărarea la notar. Iar după aceea să vine cu o hotărâre definitivă când se finalizează vânzarea-cumpărarea în preambulul hotărârii trecând ceea ce o contract din vânzare-cumpărare. Bă, și acum citiți pe articol. Dați-mi să vedem cum facem. Nu, întrebarea mea ar fi ce invocăm în preambul. Dacă invocăm ordonanța 54, ordonanța urgența guvernului 54, ne dăm singur la gioane. Acolo se interzice cu preambul sub concesiune. 871, 872, iarăși ne dăm la gioane. Între timp... Că cu acord de principiu nu scrie nicăieri. Domnul Eugen, între timp omul renunță la concesiune. Eu sunt de acord, dar eu nu pot... Și acel copil își va face contract de concesiune pe același teren. Eu am înțeles foarte bine. Întrebarea și noi acordul de principiu îl dăm să-și facă acte. Așa nu lăsăm. De ce nu încetează concesionarea pentru bătrânul și solicită el concesionarea de el? Păi vine asta înseamnă, cum să spun eu, ai îngrădit dreptul proprietarului, rămâi vorba de noi, că dacă nu-i clară treaba, omul nu mai vine. Corect. Înseamnă că îi îngrădești drepturile proprietarului, într-un fel, să nu străineze casa. Ce ne deranjează acasă de principiu? Acasă. Dar nu are nicio legătură terenul cu casă. Cum să n-aibă? Dar nu s-a aflut casă. Noi vorbim, terenul are un regim la momentul ăsta. Regimul este concesionat. Da. Noi nu putem ieși din tiparul concesionării. Asta la revedere, eu așa văd lucrurile. Nu știu, dar nu înțeleg că vrem să-l ajutăm, că nu, Doamne ferește, domnul, dar să nu emitem hotărârii care sunt calci legea.
Dar nu emitem în hotărâre. Dar ce facem noi aici? Nu se emite hotărâre, dar acordul de principiul în baza acelui. Proces verbal. Da, procesul verbal. Am întrebat pe domnul primar, semnează procesul verbal ăsta? Da, cum să nu semnează, e impresionat, că nu e de altceva. Așa o... Pentru ce zic, în fața primarului și al lui contabilului. Dar mai jos ce spune acolo de Consiliul Local? Consiliul Local este de acord. Și noi cum suntem de acord? Prin ce? Prin ce? Prin hotărâre de Consiliu. Din Grai. Domnul Stoian, cum îl cheamă tatăl, să vină că în documente nu-i decât o singură cerere. Da. Al Stoian e rugător prin care cede preluarea contractului. Da, dacă ați fost acolo o hârtie prin care domnul Stoian spune că renunță la contract în favoarea lui, lucrurile sunt... Dar asta noi am spus-o de ieri. Automat concesiunea când se străinează casa, automat numai a lui. Noi asta am spus noi și eu. Noi când îi acordă de principiu, nu poate să s-ar putea la un moment dat să vină să spună, doamne, el aș da, dar sunteți siguri că eu îi dau partea mea de concesiune? Așa stă eu odată. Pentru că aici e chestie între tatăl și fiu. Având cele două documente, nu mai există nicio suspiciune. Vă spun, cred că e cea mai corectă chestiune. Ca și tatăl să vină să depună un document prin care renunță la contractul de concesiune în favoarea fiului lui, că fiul deja are cerere de făcut. Dar le-ai președintele, ține-mi pe inițiatură. Domn primar, eu propun așa, haideți să o retragi. Da. Nu trageți-o, că doar nu pleacă ăsta cu casa. Ne documentăm mai bine. Și o documentăm din nou. Deci, pe fondul problemei cam așa, cum spunea și domnul Toadea. Da. Și o mai documentăm și o punem în următoarea ședință și facem o treabă și justificată și... Pentru că în lege spune, se interzice sub concesionare. Dar ce străină are? Dar n-apare sub concesiune asta. Așa se numește, termenul ăsta. Mascată. Așa că e... Hai că mai vede. Deci, nu există termen de predare a concesiunii. Doamna secretară a adus două modele de hotărâri de consilii locale, în care s-a aprobat transfer de drepturi de concesiune. Dar dacă vă uitați, una e de la Sighișoara, de la municipiul Sighișoara, una e din comuna Șura Mic, județul Sibiu. Dacă vă uitați în preambulul celor două hotărâri, o să vedeți că sunt în totală contradicție cu articolele prin care ei cedează, aprobă transferul. Asta nu înseamnă să ne luăm și noi după ei. Și de-aia spun că nu știu dacă... Sighișoara e din 2000 și nu știu. Da, e și mai vechi. Da, sunteți de acord că nu putem încurca o treabă de asta ca să-și vândă omul casa? Suntem. Nu, nu, sunt de acord. Lucrul este foarte simplu și domnul toate are dreptate că a pus degetul pe rană. Deci omul, ce tată, să renunțe la concesiune ca să ai de ce să preia la ficiorul său. Că dacă nu renunță, cu sigla nu poate să ia. El a făcut că vrea să preia concesiunea, dar tatăl este de acord? Nu e simplu, nu e logic. Da, și dovada avem noi că vrea să-și vândă casă. Păi azi, nu, păi da, și dacă noi facem hotărâre din Consiliu și aprobăm și mâine nu-i mai vinde casă. În momentul depunerii, cine vrea să fie și tată și fiu aici? Dacă băiatul vrea să-și vândă casă, nu se mai poate folosi de avizor. Strânge cu ușa și spune nezuțau la teren. O să aibă băiatul casă și tata ăsta la terenul și mai. Tata o să aibă casă. Acum nu și retrage. Se retrage. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanțării de la bugetul local la obiectivul de reabilitare și consolidare pod din beton peste pârâul Asău în punct Soci, comuna Asău, sata Pasău, județul Bacău. Pot da dosar în comentarii. Face parte din obiectivele alea trei care am primit că vor fi PNL-ului. Spunem la vot cine este pentru. Proiect de hotărâre. Pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici obiectivul de facere de pod din beton armat peste părâul Asău, în punctul Agăștin, comuna Asău, sata Asău, județul Bacău. Discuții? Spunem la vot cine este pentru? Nu. Discuții. Da? Podul ăsta aveți
În hotărâre spune modificare, nu modificare. Reabilitare. Reabilitare. Ce să reabilitați? Pe grinzele rămân. La Iopilă. La care? Unde, domnul primar? La Prăusocilor. Nu, la Agăștinul. Nu, la Agăștinul. Nu, la Agăștinul. Da, nu e socia lui Clar. Nu e reabilitare. Dar scrie aici, continuare de lucrări. Continuare lucrări. Socie e reabilitare. Dar cum titlul hotărârii cum e? Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a devizului general al obiectivului refacere pod din beton, că așa se cheamă dreapta. Armat peste pârâul în punctul... Refacere pod, nu? Agăștin, da. Bun. Întrebarea este așa, dacă ăsta care, deci aproape 10 miliarde la ăsta de la Soci, care trebuie reabilitat, ăla care este construcție nouă aproape, da, care are pilonul din mijloc, da, pus, tot atâta e sumă? Are și o tentativă de culie, ca la Mazălaș, da, exact cum era, numai muștiețele afară. Da. Ăsta de la Soci o să vii gabioane și pe parte și pe alta, și în amonte și în aval, în jur de 300 de metri în iar. Și la ăsta de la Socior costurile aproape... Și la ăsta nu vine nimic? Gazoane-s făcute la ăsta. Nu, vine în aval pe partea drumului. Unde-s? S-a făcut din Vega la ăsta, pe partea dreaptă. Pe partea... Mai vine doar către Prâu, Agăștinului. La 2 la Bata. Orice construcție, pot are obligativitatea. Acolo vine 50-70 la făcut. Se fac ei, 50-70 de metri. Da, și atunci... Asta e obligativitatea constructorului. Formul. Că mi se pare pus la șablon tras. Aproape 10 miliarde la Mădou. Măi, când pare ei, noi la deam mai... La șablon, că și devizul general care s-a prezentat pentru a putea obține fonduri, e făcut la unul de o firmă de la Iași, la domnul Socior aici, iar celălalt e de drum proiect, tata care a început proiectul, când a început și la Mazălaș, și la... Adică e făcut total... Adică, pe fondul problemei, următoarea treabă. Eu vreau ca ăla de la Agăștin să fie mai ieftin, pentru că e din buget local. 10 miliarde. Dar oricum nu poți fi mai ieși. Păi și cum mai ieși? Să vă spun de ce 10. Pentru că am renunțat la trotuare, parcă așa, am stabilit, că altfel era, că ai stat la Mazăla și era... Am dat pe ăsta 13 miliarde și ceva, acum 2 ani sau cât? Sau 3. Păi și... Și atunci, ca să nu mai cheltuie mult... Domnul Bovechi, dar nu mai trebuie două căi pedonale, nu mai trebuie niciun trotuar. Emilie, mi-aduc aminte de o discuție legată de podul de la Diaconești, când chiar unii dintre noi spuneau că are 100 de metri și 9 miliarde, așa, și ăsta de cât o să aibă? De 15 plus 25. Deci ăsta are 34. E pertinent ce ai zis că la Diaconești, ui să treci pe el. E pertinent ceea ce spune domnul Bovechi, se pare că e cam scump. Da, acum dumneavoastră veniți și ne spuneți, avem studii de fezabilitate, sau avem deviz. Avem deviz sau studii? Ce doar din nou pretor. De fezabilitate. Păi da, cu expertiză făcută, mai țării. Păi da, nu mai țării. Dar doamne, iată, mă, dar tot atâta. Că e din bugetul local. Eu am adus aminte ceea ce discutam anul trecut, legat de Diaconești și... Ăsta au fost la Mazăla 7. Și dacă le adunăm în decursul istoriei câți bani s-au băgat în podurile astea și în ăsta la Mazăla și la ăla, în piciorul ăla, bani, că au trecut de 5 miliarde picioarele alea. Și la ăsta și la ăla. Au fost mult. Care? 5 miliarde de bucată. Mă văd 12 miliarde! La ăsta 5! Că m-am dus eu cu documentația, că nu-i așa cum m-am dus la specialist. 12 miliarde partea lui să l-am adus la șlu. Lumea ar pomeni altfel istorie. Dar lasă mult ăsta l-am adus la șlu, oricum. Ce-ai zis? Dar ăsta l-am adus la șlu, a fost băgat mult când ai de-a dat. Păi și celălalt, unul a avut 5 miliarde și ceva, și unul a avut 5 miliarde. Stai, dar stai un pic, nu pune la valoare atunci a valorilor. Că dacă e să iei cu inflație și cu tot, mai costat încă o jumătate din valoarea da. Actuală. Ce să mai vorbim? Azi bine da. Îți face cost. Propuneri. Ce propuneți? Eu propun președinte ședință. Păi ce propuneți? În momentul ăsta aprobăm indicatorii și devizul general. Și dacă suntem de acord cu devizul general ăsta în valoare, că am scris aici, așa? Ce facem? Stăm așa și dăm bani iurea așa, cum vrea cineva? Face economii la proiect după aia?
poate să facă. Păi da, poate face la licitație când vine constructorul, că poate să ia... Doamne, dumneavoastră, ați văzut și facut la reabilitare drum, asfaltarea asta pe la biserici, peste tot. Așa, era un milion de euro și până la urmă a ieșit 82% din 100% la licitație. Și cu ocazia asta să vă anunț că pierd procesul și la Bacău cu contestația. După ce spune domnul avocat, aia e definitivă și revocabilă, numai dacă faci un recurs în anulare, recurs extraordinar, asta trebuie să duci la procurorul general să... Cred că nu mai sunt șanse. În 10 zile așteptăm să ne vină documentul cu sentința în care o pierdut. Ne-o lungim până intrăm în toamnă. Dar nu e o problemă, pentru că putem începe lucrarea, sunt făcut gabioane, supraversări și mai alte lucruri. E perioada de iarnă se întrerupe. Problema este așa. Problema este așa. Deci, aprobăm indicatorii și devizul general. Cum aveți estimat execuția lui în timp? A, perioada de execuție. Păi, da. Avem 4 miliarde. Dar perioada de execuție, cât e valabilă autorizația? 2 ani. Și doar noi nu să-i să-l terminăm anul ăsta. N-avem bani. 4 miliarde. Pentru că avem o grămadă de lucrări care sunt în investiții care le-am aprobat și nu-i făcut nimic din ele. Când mă uit aici, o grămadă de hotărâri care n-am făcut nimic din ele. M-am uitat în toate astea, ce facem? Nu mă aprobăm, mă aprobăm și... Păi, de exemplu, uitați altă solu, altă problemă, cu gabioane de la Berea, uitați bolovare în drum. Păi, alea ce facem? Ce cu este? Până la urmă, trebuie făcut soluția e 99-90% zid de beton. Clar, acolo. Înseamnă că trebuie schimbat din nou. Acolo e o scoie, că întreabă. Am studiu de fezabilitate și iar aprobăm. Nu e altul. Îl face ăsta, că nu l-a terminat. Și azi a fost proiectantul de la Iași. Și am vorbit și trebuie, și așa e expirată expertiza din august. Trebuie făcut o altă expertiză tehnică, vineri mergem la Piatra Neamț iară. Râsul lumii, parcă a fost blestemat. Cu amplasamentul jumate în proprietatea apelor și jumate la noi. Și până s-a rezolvat toată treaba, au trecut un an de zile. Și am văzut bine și pe scaun, erau cu 2-3 săptămâna asta. Da, am fost eu cu ei, da. Un expert care... Da, alt expert, depus de direcția SIG. Care au fost și la capăt. Nu mai expert, nu face nimic. Da. Acum să vedem dacă la Berea se supune, va crește valoarea mare, va fi scos la licitații. Aici la Gheorghe Abate, nu? Da. Acum, până mâine, proiectantul ne spune să bată... Avem cu castrare, cu fel beton, în stâns, cu tot, găurit. Am urmărit gabioane pe stâns, aceea la prima viitorului. Iar urmărit să bagi bloate de fier, da. Unii merge sapă. Că acolo, dacă nu, iar vine și iar le ia gabioane. Absolut, acolo, dacă ai ajutat gabioanele la prima viitorului, cred. E în gust, e viteză mare, altfel nu poți să faci. Aprobăm studiul de fezabilitate, dar pentru mine studiul nu este concludent. Deci eu nu am o idee formată exact ce vrea să facă la podul ăla. Cap-coate. Ce pot face? Toate tale, turnat o pivă. Da. Înțelegeți? Da. Ăsta au făcut un studiu de fezabilitate. Păi podul ăla o mai făcut lucrarea. Doamne, dar eu cum pot să-l contrazic pe el? Dar v-am adus documentația, să vă uitați că nu ne-aș... Deci pot să-l contrazic pe el care e proiectat de pe timpul IPJ-ului. Dar am adus documentația, ai documentația. Putea să studiez dacă vrea să vedeți ce sfatul. Vă o spune ce sfatul. Doamne, de cât râs, lățimea, grosimea, grinzii, culare, fiul, culeii, cât e. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Să spunem domnul Bubei. Da, mă abțin cu următoarea motivație. Deci, el se numește refacere pod. Deci el nici n-a fost construit vreodată ca să refac din nou. Este construit copilul și o să mai prind. Adică suma pentru execuția lui este foarte mare.
nu trebuie să uitați că o să vină gabioane începând de un intragăștin. O să spun eu, acolo e periculos dacă nu face gabioane spre agăștin. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Constantin Rădulescu, reprezentantul Comunei Iasău, în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul, adică ADIS-ul ăsta. Și am văzut aici serviciile. Da. Am văzut. Comentarii. Supunem la vot. Cine-i pentru? Se aprobă. Proiect de hotărâre pentru aprobarea drepturilor urbanești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Da, aici cine este pentru? Da. Probleme diverse. La probleme diverse, zic să începem cu cunoaște situația cu limita teritorială între noi și orașul Comănești. În urma medierii, procese, dreci, nu ieși nimica. Și atunci s-a procedat, am luat-o din nou medierii cu prefectul, cu comisia prefectului, așa, și v-am povestit pe 20 septembrie, la Comănești ne-am întâlnit cu domnul Comisia Județului, domnul Hurghiori, președintele comisiei, cu cei de la Cadastru, de la Apele Române, de la Urbanism, Consiliul Județean. Spuneți-mi un pic mai în față, mediere la ce? Grănfriere? Grănfriere asta, un fel de grănfriere. Nu-i convine ce nu-i convine. Nu mai e proces. Pentru a stabili limita teritorială. Iar instituția prefectului, dacă nu reușește să finalizeze concilierea, va trebui să acționeze judecată pe cine consideră că greșește. Deci instituția prefectului să acționeze în judecată pe cine a greșit. Deci dacă a greșit... Instituția prefectului? Da, acum să vă citesc ce s-a stabilit acolo. Știi că provodinii cam așa e cu... Prin ordinul prefectului județul Bacău, numărul 11 ANOA, a fost constituită comisia de delimitare și a limitelor comunei Iasău și a orașul Comănești. Așa, ordinul prefectului numărul a fost comunicat părților. Domnul Hurăi Gheorghe, președintele comisiei, menționează că în anul 2010 a fost constituită o comisie de delimitare în cadrul căruia s-a semnat proces verbal din 2013, s-a încercat o negociere prin care s-a dorit semnarea unui nou proces verbal de delimitare, dar a fost semnat doar de reprezentanții Comunei Iasău. Domnul Hură pune în discuție variante legale aflate în dispoziție, la dispoziția părților pentru a ajunge la o înțelegere și anume actualizarea sau rectificarea operațiunii de delimitare a limitelor teritoriale. În acest sens se solicită punctul de vedere al părților. Subsemnatul precizează că, adică eu, că în anul 2007-2008 s-a procedat la proiectarea unui pod în satul Iasău, o punte pietonală în satul Lunca Iasău și o punte pietonală în satul Straja. Acestea făcând legătura între Comuna Iasău și orașul Comănești. În anul 2009 au fost accesate fonduri pentru construirea podului, lucrându-se fără intabulare, care nu se cerea la vremea aia. La vremea respectivă, nefiind necesară. Din lipsă de fonduri, lucrările s-au stopat. Ulterior, s-a solicitat prelungirea autorizației de construire, solicitare care a fost
refuzată deoarece nu s-a mai putut depune o documentație cadastrală necesară, întrucât limita administrativ-teritorială a Comunei Sau a fost schimbată în mod natural în urma inundației din 2005, când apa și-a croit o altă albi, făcând o buclă din Amonte și până la primărie, până în spate aici, circa 200 de metri. Ulterior aceasta revenind la albia normală. Deci după ce s-au făcut gabioanele partea tehnică dreaptă, apa s-a dus la locul ei. În aceste condiții, o suprafață de teren pe care funcționează târgul la său și se află podul, sunt încadrate în limitele teritoriale orașului Comănești. Domnul Gur întreabă cum s-a determinat limita teritorială astfel încât suprafața de teren aferentă lucrărilor de investiții, pod și punți, a ajuns să aparțină orașului Comănești. Tot eu răspund că s-a respectat principiul delimitării teritoriului pe talvegul apei. Situația a fost depistată după 4 ani, lucrările de investiții ne mai putem fi continuate. Această situație a fost identificată atunci când s-a solicitat o nouă autorizație pentru continuarea lucrărilor. Autorizația nu a putut fi eliberată din aceste condiții, lucrarea fiind situată pe raza orașului Comănești. Fondurile necesare continuării lucrărilor nu pot fi alocate până la clarificarea situației juridice a amplasamentului administrativ teritorial. Domnul primar al orașului Comănești, Viorel Miron, menționează că punctul de vedere al unității administrative teritoriale a orașului Comănești a fost exprimat în cadrul dosarului de instanță în care a fost pronunțată o sentință definitivă și irevocabilă de respingere a acțiunii formulate de către OAT a său. Nu știu, nu am vrut să o spun. Că nici nu avea cum să o spună. Pentru că era treaba cu suspidea. Așa, doamna Ghenade Alexandra, consilier juridic în cadrul OAT Oraș Comănești, menționează că dosarul a fost câștigat pe excepții și nu s-a ajuns pe fondul cauzei, exact ce spune doamna secretar. Pentru corectarea delimitării a său Comănești, domnul Podaru Daniel, reprezentant al CPI Bacău, precizează că acțiunea de rectificare intervine în situația în care descrierea hotarului rămâne aceeași, operațiunea realizându-se exclusiv prin efectuarea de măsurători în teren. Adică, în afară de planșa cu cum era, cum e apa, s-a semnat un proces verbal care spune vine încolo, intră pe dealul Comăneștiu, coboară în trotuș la pod Mitache. De acolo o ia pe firul apii, asta înseamnă jumătate de mijlocul apii, pe o distanță, eu știu cum, de 4600 și ceva de metri, până intră iar unii podul la strajă. Și nu podul la strajă, până la carieră. Da, cam așa o ia, da. Așa. Dar, în schimb, harta, când s-o filmat ei, au făcut o mică, cât la așa scară, cât un negru sub unghii, îi târgu. Șantierul de dincolo e la noi majoritatea, îi lasă-o. Deci, acum au spus, doamne, dacă este înțelegere, procesul verbal este bun de atunci când zici că se duce pe firul apii, apa este unde este și deci asta, nu dorești, așa. Pentru așa. A doua variantă este actualizarea limitelor dintre cele două unități administrative, pentru aceasta fiind necesar acordul Comisiei de Delimitare. Domnul Hur menționează că actualizarea se face pe baza de ridicare topo, care va fi suportată de ambele părți, pe când, în cazul rectificării, operațiunea se face de către OCPI. Deci, în cazul în care e rectificare, procesul verbal e bun, zice, firul apii, numai harta bine trasată, unde a fost și unde este așa. Doamna secretar Chirilă Daniela aduce în discuție prevederile legii numărul 107 din 96, legea apelor numărul 42, care prevede că 1. În situația în care un curs de apă își formează o albie nouă, părăsind în mod natural pe cea veche, riveranii sau utilizatorii de apă pot să solicite prin derogare de la prevederea articolului 496 din Codul Civil în termen de un an aprobarea regiei
autonome apele române pentru readucerea apei în Vechea Albie pe cheltuiala acestora. Litigiile se soluționează de instanțele judecătorii. Nu văd și îmi pare rău că n-am sesizat, că am fost cu dumneavoastră și cu domnul inginer. Asta e zice, apele române, dar apele române. Eu nu văd de ce. Dar aici a venit nimeni. Nu, i-a motivat că aceste modificări trebuiau adus în termen de un an. Dar de unde să știu un an când s-o depista peste 4, când se scoatem intabulare? 2. Dacă în termen de un an de la sfârșitul anului în care apa a părăsit Albia, nu se formează o cerere, nu se formulează o cerere conform alineatul 1, Albia Veche rămâne în proprietatea riveranilor, iar Albia Nouă se consideră Albia Naturală și se înregistrează în cadastru apelor, fiind preluată în administrare de Regia Autonomă a Apelor Române. Deci nici de cum de primăria orașului Comănești sau de orașul Comănești. Nu, dar râul totuși acum nu e la Albia Veche. Da, la Albia Veche. Domnul primar Viorel Miron precizează că OATA-ul său ar fi trebuit să acționeze în termen de un an pentru a se proceda la readucerea râului Trotuș pe Albia, pe Vechea Albie. Solicită un termen pentru înțelegerea moțiunilor de actualizare și rectificare și luarea unei decizii în acest sens. Domnul primar menționează că în cazul actualizării limitelor trebuie luată în calcul și actualizarea limitei dintre cele două unități administrativ-teritoriale, ceea ce privește dealul Comăneștiului, care în prezent se află inclus în teritoriul comunei a său, deși locuitorii zonei respective beneficiază de utilități, servicii și acces la drumul public prin partea orașului Comănești și fac parte din rolul agricol și fiscal al orașului Comănești peste 30 de ani. Asta până acum 30 de ani. Da, în rolul agricol al orașului și fiscal de peste 30 de ani. Domnul Vără propune că UATA său să ia de acord, să fie de acord cu opțiunea de actualizare a delimitării pe tronsonul aferent dealul Comănești, urmând ca Primăria Comănești să înainteze solicitarea și documentația pentru actualizarea limitelor în ceea ce privește dealul Comăneștiului. Doamna Racoveanu Cristina, șef serviciu urbanism din cadrul Consiliului Județean Bacău, precizează că există o autorizație de construire expirată. Se dorește eliberarea unei noi autorizații de finalizare a lucrării, la căruia eliberare este necesară o situație clară a imobilului. Domnul Hură, față de această situație, considerăm că podul și punțile din zonă se impun a fi finalizate, actualizarea delimitării să se efectueze în zona podului și a punților pentru asigurarea condiției necesare de reînnoire a autorizației de construire. Domnul Podaru, deci de la Oficiul Cadastru, precizează că o persoană autorizată va proceda la realizarea măsurătorilor topografice, documentației tehnice, memoriului tehnic, anexe grafice și a inventarului de coordonare. Comisia de delimitare, în baza documentului de mai sus, va proceda la semnarea procesului verbal de delimitare prevăzut de către legea cadastrului. În condițiile astea trebuie hotărâri de guvern. Domnul Viorel Miron precizează că dacă se ajunge la actualizarea în momentul efectuării cadastrului la capătul punților și a podului, să fie chemat la fața locului pentru a se stabili de comun acord coordonatele. Adică, în ideea că firul apii este hotarul, noi ca să putem continua trebuie să fie terenul nostru, nu? Teritoria jumătate. Și zice că la punț și la pod să face o deschidere de cât e de la firul apei. 3 metri, 5 metri, 7 metri. Știi, ca să putem să avem autorizația în continuare pe numele nostru, ca și cum e proiectare. Așa. Îndirea solicită acordul domnului primar cu privire la actualizarea limitei din zona dealului Comănești. Domnul primar Rădulescu menționează că va informa Consiliul Local Comunei Său cu privire la actualizarea delimitării atât a zonei târgului și podului și punților, precum și a zonei dealului Comănești. Domnul primar Viorel Miron propune actualizarea limitei privind râul Trotuș, astfel încât podul, puntea și târgul să revină la comuna său, precum și actualizarea limitei dealului Comănești. Nu lasă, cum spui eu, una cu alta.
astfel încât o suprafață de teren din dealul Comănești să revină orașului Comănești. Întrucât căile de acces, unitățile, serviciile publice ale locuitorilor din zona respectivă sunt asigurate de orașul Comănești. Pentru aceasta propun ca actualizările menționate mai sus să fie efectuate în același timp de către aceeași comisie. Adică când semnează pentru aici, să semnăm și noi acolo. Cu toate că sunt două lucruri separate, fiecare. Noi trebuie să facem documentație aici, dânsul acolo. De așa, domnul Hurea aduce la cunoștință părților că urmarea actualizărilor solicitate atât de către OATA său cât și Comănești impune corectarea inventarului domeniului public. Sigur, noi avem drumul ăsta până la pod în domeniul public. Deci, vezi, încurcătura. Situația în care vor fi înaintate propuneri de proiecte de hotărâri de guvern în acest sens, adică cu includerea în sau scădere din inventarul domeniului public. În conformitate cu prevederea legii 213/98, drept pentru care s-a semnat așa, s-a semnat și acum e comisia, președinte domnul Hură, după aceea eu, domnul Miron, Bighiu Radu, administrator la bazele Siret, Tiță de la Ocol, și ea face obiectul în fondul forestier al Otarului, Racoveanu, Consiliul Județean, doamna la Urbanin, Podaru de la OCPI, doamna Grigoriță Sorina, doamna secretar și... Aceia sunt secretarii, după comisii. Și... Secretariatul, da, secretariatul. Da, păi nici domnul inginer nu-i trecut, lască. Nu. Am fost cu Ionuț Dascolu, care o măsura și tot... Na. Acum de la București s-a trage atenția mereu și vin adrese, continuați curtea de conturi, tot întreabă, ce cu investiția făcută și de așa. Domnul director Soare a spus că în condiții în care se rezolvă, toți banii imediat îi dă și se încheie punțele și podul. Și dar Comăneștiule, pe ce, în ce limite vor? Numai câte scasele sau întreg dealul Comăneștiului? Cât? 17 hectare. Să vedeți că părâul lui Mitachi este hotarul întregul. Dar era noi, acolo. Că încă domn primar zicea că îl dați și pe muscă. Cum să-l dai, vrei? Că aici e un hotar natural, aici e un părâu. Aici au avut discuții între domnul Mitichi Podoracă și Radu Lăzăroiu, prezența fostului arhitect șef Nistor, care a fost gâlceavă mare acolo. Și până la urmă a rămas că ăsta e hotarul între noi și Comănești. Acum deasupra limba aia, nu e un hotar decât că e muchia dealului, adică nu e... Dar numai limba aia deasupra acolo, cât e măsurată? Nu e măsurată. Să putem vedea din calculator. Cât ar putea fi? Câte? 3-4 hectare? Câte s-a știut? 17 hectare. Dar ce e? De sus? Stai, noi vorbim de altceva. De la Ciumete, ulița lui Ciumete... Nu, de la părăul de la muscă, e. Deci de jos de părău, urci pe părău și după aia pe părău. La un moment dat, părăul ia zic așa, da? Și după aia rămâne. Adică nu mai e părău. Iar limita între noi și Comănești e coama dealului. Și casa noastră? Casa Popii, iar noastră? Casa Popii, cu totul, dar numai poarta e la Comănești. Acolo mai are ăsta țaranul care lucra la țaranul, așa. Acolo e vaiul mai pe aceea. Aceeași problemă a avut-o Moineștiu cu Comăneștiu, de la cimitir de la Văsiești. Deci, eu știu că aprobarea de construcție a fost corect de-a meu, aparține de Moinești acum, el aparține de Moinești. Autorizația de construcție are primar. Au și numerotarea la porții de Moinești. Și numerotarea la porții de Moinești acolo, din bucățica acea de stradă. Nu, eu am vrut să spun... De la Zoiță, la dealea Moinești. Am vrut să spun următoare. Dacă
partea de sus acolo nu este în suprafață de 7, că doar nu-i toată 17 hectare. Mai mic. Atâta dorește de în sus. Tatăl ce dorește. Dacă este o suprafață, 2, 3, 4 hectare, care sunt cu casele și utilitățile lor, putem să croim de acolo și le dăm partea asta. Adevărul e... Pentru că n-are sens. La noi, de o perioadă de timp, de când a fost, aici? De când a fost, când a început preotul să facă, a fost primul oameni prezent. Da. Când s-a dus la cadastru, la Bacău, stai nene, ești în Asău, nu ești în Comănești. Și ușor, ușor, așa unde a făcut, ăsta, țaranul avea și el niște hârle, hârlilor noi. Și atunci... Cât e suprafața aia care, pe care ăștia au făcut casă? Nu știu la noi, își plătesc la noi. Nu vrea, nu vrea, Dacă suprafața care e în cu casele, eu suprafață care vine, aproximativ pe hotarul, putem renunța dacă sunt câteva hectare. Dar eu nu doresc numai suprafața aia. Dar eu nu doresc numai suprafața aia. Dacă suprafața care e în cu casele, eu suprafață care vine, aproximativ pe hotarul, putem renunța dacă sunt câteva hectare. Dar eu nu doresc numai suprafața aia. 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 Dar eu nu doresc numai suprafața aia.
de la ei. Imperiul Austro-Ungar. Doamne, suprafața... Nu, dar n-am de recuperat, că la lucruia noastră, mă, n-ai cum să-l recuperezi. Dar când ești preoat? Aici cât poate să fie dintre 2-3 hectare? 3 hectare, dar n-ai cum. Dar ce ai aici? De unde ai? Ai 100-100 metri? Ai 5-1 hectare aici. Și ce e șantierul? Păi așa, dar șantierul nu vrea? Șantierul la noi. Trisfer, cum din el. Domnul Ionul interesant. Dacă și puntea de acolo pentru da, bă, nu, încearcă să nu strângă de aici ca să... Domnul primar, pe fondul problemei ar fi așa. Nici noi nu rezolvăm problema cu casele cetățenilor ăla, care, ălora din Comănești, care de fapt acolo plătesc și îți rezolvă treaba, că nu o să dărâmăm casele pentru, să zicem, 2-3 hectare de pământ, nu? Nu, pe care să stai... mult. Eu vă întreb în cunoștință de cauză, că poate ați fost acolo. Nu, 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 a venit Cristi. Păi țăranul are suprafață imensă de pământ acolo. Care? Acolo e mult de el. O grămadă are și el. Acolo are Gigel, Năstase, are... Dar nu înțeleg, acolo are cu pământ la ăia, la proprietari. Gigel, Năstase are în vârtarele acolo, la primul elev care a fost... Păi am impresia că el e ultim. Da, că imediat e știu cam așa, că a fost și el data trecut în sala aici, că n-am mai zis. Imediat când dăm celălalt din leul acasă. Eu zic că trebuie verificat și noi stăm blocați cu investiția asta da. Și pe acasă mă trebuie. Înțeles ce am spus. Da. Dar, da, când vezi... Lăsăm că... Adică eu vorbesc de suprafețele construite care au o linie. Dom'le, dar pe acolo, că prin barieră la Comănești, ei fac de zăpezării. Ei le ia gunoiul, ei le dau apă. Dar trebuie... Dar lumea nu avea ce. Dacă vrea tot dealul Comăneștiului, altă problemă. E cam așa. Acolo unde sunt suprafețe, casele unde sunt, o linie de case, utilități. Vrea și mai. Vrea și mai sus. A fost ei tot Comăneștiului. Vrea și mai sus ca să fie. Pe asta, nu s-a pus problema la discuția asta, dar poate ne vor să fie. Asta e primordial. Mai mult ca zi. Dacă accepte proprietarea de acolo, stai la Comănești. Că-s taxe și impozite. Și eu trebuie. Mai mic și impozite. Acolo mai scump, pe aici stai eu. Dacă poate fi diferent. E orașul. La unul e irelevant. Să cetățean la Comunea Său după casă. Poate părintele. Păi nu, apropo, dacă casa aia, am aprobat ce-o făcut casa pe teritoriul Comunei Său, cu poarta Comănești. Ia auziți, ia auziți, ce spune doamna, oamenii deja au făcut intabulare. Cadastru pe asta, s-a fost modificat și cadastru pe Comunești. Ia, și asta e o discuție. De acum. Intabulare, cadastru. Nu, că doar nu stabilim azi, gata, nu e... Să le facă... Vădeam de principiu, am citit informarea. Da, asta, dacă vrea. Știam de asta. Da, acum trebuie pus zona cu punțele, cu ce avem. Da, acum ar păcat ei și că nu continuăm, dacă omul de la PNDL spune, doamne, terminați odată, faceți ceva, îmi vine adresă. Banii, cum ați rezolvat situația juridică, cum primiți banii să le terminați? Deci ne pierdem și pe partea asta la altă.
Păi, știi, cu o mână, sau cum îi zice, să o las mă în pușcă, să o iau mă în pușcă, sau... Da. Dar probleme diverse, trebuie să lăsăm... să termină. Să-și intre în instituția prefectului, dacă intrat, instituția prefectului. Trebuie să ne întâlnim cu domnul primar. Păi instituția se fac negociere, nu? Nu, întâi să vedem date concrete, adică teren. Trebuie văzut întâi să fac față și cine prezintă. Și după față știm 17... Măi omule, n-am eu obligator să-i dăm și clădin și liberi. S-a avansat discuția vădată numai clădirile, numai până... Cât mi-a spus doamna secretară, domnul primar, asta dorește, deci acolo... Dar domnule Oleacă, că domnului dorește fi proprietate la el acasă, dar aici ai proprietatea altă. Păi asta vorbeam acum, haideți să... Care sunteți consilieri și ați fost în mandatul trecut, am mai fost și aici. Am apropiat, n-am aprobat de făcut case acolo. Da, păi da. Am fost, dar le dorem atele. A, bă, dar... Am aprobat aici. Da, preotul strămutat. Am aprobat aici. Păi, băia strămutat, au fost trei case. Nu, eu dărâmat, eu am lungat el de acolo. Da. A început să se pune. Nu, a zis că vorbi cu Fănică și el nu mișca și o zis, doamne, ai ceva împotrivă dacă e curs de acolo? Nu. Da, că erau trei case, vă mă până la coperiș. Da, și eu de rămat. Doar acolo am... Da. Soluții trebuie să găsim pentru că sunt părțile celelalte în steam. Asta ne și cei care au dorit să ne ajute cândva să facem pe NDL-ul au și ei curtea de copere, dar n-ați terminat. Vrei oameni buni. Adică da. Se poate găsi soluția asta. De mijloc. Mai cedăm pe acolo unde sunt casele, cu toți, cu utilitățile. Eu știu, nu știu. Da. Putem să le cedăm pe alea suprafețele și suprafețele mari, care se au exact că acolo sunt o grămadă. Ca dimensiune de la noi, cât sunt pe alea și care țin de ei. După fâneții, nu-ți mai dă voie legea să faci construcții pe fâneții. Mă rog, acolo e Arabia, dar sunt fâneții, eu știu, e frântiere sau... Învățat oameni după sucerul, Elena Arbricol toată ziua. Și se poate găsi o soluție așa, altfel nu, o lungim așa... Ce fac, lasă că dăm casa la comunitate și lasă... Domnul Mirod, lasă să vă cedeze niciodată de bună voie treaba asta. Cum s-a ajuns în situația asta până la urmă? Cum s-a ajuns în situația asta? Ca urmare a apa inundațiilor din două, ca urmare a inundațiilor? Corect, asta am înțeles. Și tot ca urmare a inundațiilor, apa s-a retras. Apa s-a retras. Mă profită de susă-i de care nu mai au. Deci apare CPI-ul. Dar eu zic cei de la mea, eu făcut. Dom'le, ai ce să găsi undeva. Și asta nu-i așa. Și asta nu-i așa. Și asta nu-i așa. Și făcut. Propune ceva pentru subiectul ăsta? Nu, iau să-i propune să vedem la fața lui. Negocieri în continuare. Trebuie văzut. Vorbim bine văzutile. Cum arată acolo. Care nu știu, eu știu. Vezi ce înseamnă suprafața pe care solicită ei și sunt, dacă ar fi pe linie dreaptă de-a lungul căii ferate și astea, atunci noi, în principiu, am fi de acord cu cedarea acelor case, să zicem, dar mai mult, deci dacă este mai mult, e mult. Fondul problemei ar însemna așa, deci cedăm suprafața unde au suprafațe aferent, construite cu casele, câte ori fie acolo, și alea pot să rămână la dâș și stabilim limita pe acolo, mă rog, exact. Așa. Partea asta la altă revine la marca ei, că apa oricum o reveni la normal. La domnii de la cadastru au zis că limitele teritoriale, anistate teritoriale, se stabilesc pe obiective naturale, adică culme de deal, pârâu, obiective care nu se schimbă în timp. Deci dacă culmea de deal n-a fost stabilită corect la momentul ăla, deci dacă a fost pârâu... Păi așa nici apa n-a fost stabilită corect. Ce faci? Dacă pârâul ăla... O fost, se vede din drum, mai curge apă pe el, dar de fapt era o casă din urmă. Dar e de decât blocul. Nu, e mare. Vine apă când blocul. Unii sunt bun decât blocul, până la alea... Iar sus, unde nu se mai regăsește, bar drumul, bar coama de deal, bar, trebuie hotărât acolo. Trebuie pe fac o măsurătoare ezemativă, să vedem cât o fișă. Doamnă, la ciușmea aici, dar nu e calculatorul ăsta. Aș vrea să ridic niște probleme legate de... Deci, până acum, în programul de lucrări, de investiții, am luat fiecare hotărâre din Consiliul Local, unde am aprobat execuția lucrărilor
Gabi Oani, grădiniță la Luncă, demol ăsta de colmatare la Pola Vata și așa mai departe. Deci din programul de investiții ar vrea să ne spuneți și nouă, să ne informați, că de raportat o să vă cerem mai încolo, care din lucrările din programul de investiții sunt executate la ora asta? Pregătire. Doar eu n-am mâncat toate. De colmatare a fost. Petrol, nu mai că vine la partea de. Deci ce înseamnă? Poți, gabioane, mi-e mâncă. Trebuie să o luăm pe... Informatic poți înțelege așa cum, deci achiziția de gabioane e rezolvată. Nu poate. De un miliard. Am făcut investiții. Da, trebuie să ne mai aducă săptămâna asta. Deci vorbiți? Lemn. Cu lemn. A fost bugetat un miliard. S-a făcut achiziția 164 din lemn. S-a montat 124, urmează să ne mai aducă, că nu le-au avut toate pe stoc, urmează să ne mai aducă 40... Domnul viceprimar, discutăm de altceva. Ai spus că ce s-a aprobat și ce... Eu vorbesc de programul de investiții, din programul de investiții până la ora asta a aprobat, ce din bugetul local. Ce ați făcut? Păi din programul de investiții... Toate au fost aprobat, stai nu? Parcă l-am pe masă... Pe cum dureți aia? Da, aduceți-le. Dar vreau să-i spun... V-am aprobat, stăm cu banii blocați. Complexul. Aveți, deci mergem cu el din 2016 hotărârii de Consiliu. În care stadiu sunteți? Nu s-a terminat cele 10 astea, 10 ședințele de licitații. Dar dumneavoastră cum? Așteptați să termine ședințele de licitații? Păi stărâne ședințele, pentru că toate 10 ședințele de licitații sunt la aceeași sumă. La ce număr au? De 800.000. Am achiziționat caietul de sarcini. Așa. Așa. Și trebuie să te acuvie să ne înscrim la prețul ăsta? Toate ședințele sunt la 800 și ceva de mii, deci nu scade. La ce număr au ajuns? În primele 10 ședințe. La 2 săptămâni au... Mi se pare că ar fi trebuit să fie gata. Nu. Numărul de 10. Nu, dacă nu, cumva au vreo 7 făcute. Cred că mai mult. Cred că n-am stat de vorbă cu Dumnezeu, cu un contabil, parcă așa mi-a zis. Ce? Că erau la 7 de mult. Da, mai dar nu știu, e una pe lună sau... În iulie au început, în iulie. Da. În iunie au fost două. Una sau două pe lună, da. Iunie, august, septembrie, octombrie. În octombrie a trebuit. La sfârșit, octombrie a trebuit 10. Eu am pus 4. Nu, ai zis că deja se trebuie 10 de mult. De ce mă întreb asta? Pentru că hotărârile Consiliului local devine executor. Ai zis că se trebuie de mult. Și bag seama că din câte hotărâri de Consiliul local avem, am pus-o prin aplicare pe aia cu balurile. Și văd că este foarte bine că s-au executat balurile. Dar ce înseamnă lucrări, gabioane și așa mai departe? Nimic din programul de investiții. Da. Citiți-ne una care este rezolvată de la domnul primar. Pentru că acolo sunt miliarde de lei care sunt băgate în programul de investiții. Da. Dar asta e la vie. Dar n-ar nimic. Citiți din ăla vei, nu-i nimic, nu-i problemă. E varianta înainte de a fi de rectificare, lăsați-o, că aia am dat auto special, așa am luat să luăm camion. Reabilitare, școală gimnazială, apa ASEO, în POR. Nu s-a declanșat programul. Câți bani avem alocați acolo? 50.000, dar deci, neexecutat. Nu, dar avem noi situații care le-am scos, le-am făcut rost de bani la alt capitol. Când s-au făcut rectificările de buget, da, construire, grup sanitar, școala său, nu e cazul. Tot 50.000. Achiziționare complex comercial. S-au luat, s-au pus la camion. Achiziționare club. S-au luat, s-au pus la... Nu, nu, achiziționare complex nu l-a scos din păi program. Nu, dar nu e nimic. E asta veche. Rugămintea mea e, când aveți ședință de comisii, să specificați că noi îi pregăteam. De altfel, am hârtia. Acum nu-i nici ăla, nu-i nici ăla la primărie. Crezi că asta e proiectul de buget care a fost modificat. Haideți pentru ședința viitoare. Da. Să se dea un răspuns. Păi nu, dar dacă știam, păi pregăteam, dar nu poate să... Nu, dar pentru ședința să fie un răspuns frumușel cu ceea ce am spus în lista de investiții. Și ce am avut, ce am reușit să fac. Achiziționarea autospecialii, 200.000 de lei au luat și s-au pus la autocamion. Achiziționarea generator de subiectivitate. Am făcut, am aprobat rectificare de buget. Banii s-au luat dintr-o parte, din alea. Eu vă întreb ce a rămas din alea, din programul care a mai rămas. Ce-i dus la executare? Pentru că mie nu mi-apare nimic executat din lista de investiții pe anul ăsta.
achiziționarea generator de sudor. Adică ăla de 10 milioane sau nu știu, da. Sau achiziționat. 10.000 de lei. Achiziționarea așa, din olea, că lucrările în continuare. O să prezentați atunci săptămâna viitoare un raport. Păi nu, că de asta, dacă de ieri îl lăsați... Luna viitoare, lasă-o pe luna viitoare, în ședința viitoare, să poți să-l prezinți, ca lumea nu se caute păi, acum ce au fost atunci, înainte, ce am aprobat, ce au fost după rectificare, unde s-au luat bani de colo, colo... Deci în ședința următoare să prezinte raport privind executarea lucrărilor din lista de investiții. Sau demararea, acord complet, demararea procedurilor pentru... Cu toate lucrările care au fost executate și sumele cheltuite pentru asta. Doi. Am aprobat hotărârea de Consiliul Local 64 din 12-7 cu audiențe consilier local, care dețin consilierii locali. Întrebare. Suntem în luna septembrie, deci în trimestrul 3, și spune așa, deci în ultima lună, în prima săptămână din lună, trebuiau ținute audiențele cu consilier. Ați avut înscris un cetățean la listele? Nu. Ați făcut registru de audienți? Da. Așa. Aveți o minută prin care ne informați pe noi consilierii că, sau, nu știu, da minută s-ar numi. Deci, în vederea ședinței de audiență din data de 4.09.2017, nu a fost, deci nu s-a înscris niciun cetățean. Să vă informez că nu s-a scris? Păi sigur, că altfel nu avem de unde să știm. Da, da, trebuie acum să ne informat că este, dacă nu ne-au știut, înseamnă că e clar. Deci înțelegeți ce spun? Nu. Ca să noi luni atunci, de la ora cât? 14, la 14, la 15, trebuia să ținem ședință, nu? Adică în condițiile în care eram înscrie. Păi și noi de unde să știm dacă sunt înscrie? Dar fost anunțat, așa era. Nu este corect să informați dacă sunt sau nu sunt. Dar altfel înseamnă să venim aici, să stăm o oră, trei oameni, să așteptăm dacă nu s-a pus, nu s-a pus problema așa, domnul Bobeică, nu s-a pus problema așa. Din hotărârea și din hotărârea a scos domnul Răzvan. Eu știu ce îi spun. Eu știu că discuția pentru care a fost, uite, prin viu grai, cum zice, da, domnul Bobeică, discuția a fost ca momentul în care sunt solicitări pentru un anumit, de asta am pus trei consilieri, dar pentru un anumit consilier să ne întâlnim toți, că unul poate, unul poate nu, să răspundă și să fim anunțați de către secretariat că avem audiență și care să știu. Păi nu dacă unul poate sau nu. Pentru că ședința asta deci stabilit prin hotărâri la data de ăia să prezinte, să țină audiențe. Dar cum să zice cineva aici? Sau unul zice, vreau cu domnul consilier cu tare. Păi tot așa de bine, secretariatul ne anunță. Păi deci da. Pentru data de 4.09.2017 nu s-a înscris nimeni la și lumea știe, nu vinim degeaba aici. Păi așa am vrut să da, spun. Dar ați venit care aici să se respecte de fiecare dată la celelalte comisii. Da, ați fost aici? Nu, dacă n-a fost solicitat. Ce nu știu dacă are. Nu știu. Da, mai e. Da, nu mai e. Punte la... Data trecută am cerut ca să fac o informare vis-a-vis ceea ce da. Încasările și cu izlațul. Și în continuare doresc să ne informați legat de ce facem cu pădurile. Am anunțat, am făcut ședințe, am făcut alea, că dăm pădurile, numai nimic. Dăm foc pădurile, otrăvim fântânile, ce facem? Depinde. Hai zici s-o dat. Da, mai zic că nu e nicio problemă. Așteptăm răspuns. Răspunsul vă spun eu, Cari. Noi am trimis o documentație. Noi am trimis o documentație în baza la ce s-a mai discutat la Comisia Județeană. La data de... Avem aici. La data de... La data de 28-8-a. Am făcut o documentație cu UP-uri și UAU-uri, uitați-le aici, cu hartă, cu tot așa, din moșia lui Ghica.
ni se răspunde de la Comisia Județeană că pentru identificare, în data de 22 ianuarie, vă restituim documentația dumneavoastră, deoarece la întocmirea acesteia, Comisia Locală nu a procedat la în conformitate cu privire articolul 27 alineatul 1 din legea Fondul Funciar 18/91, articolul 39 din HG 890/2005, regulamentul care se aplică legii de retrocedare, cât și procedurile aprobate prin hotărârea Comisiei Județene pentru identificarea și documentarea amplasamentului, stabilirea vecinătăților acestuia, respectiv, nu ați întocmit balanța terenurilor, suprafața solicitată, suprafața cuvenită, suprafața reconstituită până în prezent, cu toate că avem vreo 10 balanțe trimise în ultimii un an jumate, 2 cel mult, ne-am uitat, ne-am uitat în astea. Păi la prefectură, la Comisia Județeană ne-am trimis, Marenica, a spus. Păi cum, poate vrea la dosarul ăsta să-i punem. Așa. Propusă pentru restituire. În calitatea dumneavoastră, domnule primar, de fond, președinte de fond, aveți obligația legală și morală de a acționa în conformitate cu prevederile mai menționate mai sus pentru definitivarea documentației necesare constituirii dreptului de proprietate de persoană care s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărirea aplicarea legii 187 din 45 pentru înfăptuire gorme agrare, dar cărora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată persoanelor îndreptățite la împroprietărire înscrise în tabelele nominale, precum și persoanelor care dovedesc cu acte de la arhivele militare, Ministerul Apărării Naționale, că au luptat pe front în condiții de a fi împroprietărite. În conformitate cu prevede articolul 36 din legea 1/2000, acestor persoane li se vor acorda terenul în limita suprafeței disponibile sau despăgubite. Noi am trimis un proces verbal, care l-am făcut la data de 28-a, chiar atunci am și trimis, însoțit din niște amplasamente, după harta lui Ghica. Așa. Dar ce se întâmplă? Acum, dacă mergem la regulamentul de aplicare și la articolul 27 din legea 18, articolul legea 18, e prima. Așa. Articolul 27 din legea 18. Punerea în posesie și eliberarea titlului de proprietate celor îndreptățiți nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăților pe teritoriu, pe temeiul schiței amplasamentului stabilit și întocmirea documentației constatatoare prealabile. În toate cazurile în care... Le depășește. Ei nu le pot sub posesie? Păi să facem asta dacă nu... Uite așa, ne primă, că noi vrem, doamne, dar zâmb de unii până unde. Exact. Sigur că la un moment dat noi am primit o propunere care ne dă UP4 Bartea și UP5 Petrosu. UP4 Bartea însemnând părâul socilor, însemnând Agăștinul, însemnând Bartea, însemnând... Da, dar știu că am făcut o comisie prin care domnul vice și câțiva cetățeni ai comunei s-au dus și au identificat o parcelă de asta de toată lumea acolo. Păi și noi am propus-o aia, uitați, mai acolo. Ce se întâmplă? Eu nu cumva se așteaptă ca așa. Nu vrea Silvicu. Mai nu vrea Silvicu. La un moment dat, vrea sau nu vrea, cum adică nu vrea. Cu care? Comisia de fond funciar de la ASEU? Sau Ocolu Silvicu? Direcția Silvicu. Direcția Silvicu. Ocolu Silvicu. Nu cred că direcția Silvicu. Nu sunt de acord, dar eu știu. Ocolu fără direcție nu lucrează. Ocolu nu mai are interesul ca să nu-ți dea pădurea. Nu? Niciodată nu o să fie de acord, pentru că el își pierde Iașul care îi face lucrurile. Acum am vorbit la șefii Ocoane din Comisia Locală și nu putea rezolva o problemă de la Parcații în Delta Dunării. Scot balanțele cele toate care au fost trimise la Comisie. Nu cumva să așteaptă ca și în comunele de ce vecine să vină, nu știu care, să, atunci se va rezolva imediat. Imediat se va rezolva dacă vă aduce la Dărmănești, când s-a dus domnilor.
duceți-vă la Dărmănești, la notarul Cutare, faceți acte și vi se dă pădurea. La cetățean, noi nu am primit pădurea, n-am fost de acord. Acolo imediat s-a făcut dreptul de proprietate. Nu duceți, sau păi și privatea cum s-o da, domne, tot la fel, că până acum tot o taia la ele. Cum dracu? Dacă apare un samsat din ăsta, imediat o să vedem și chestia de 2000 și ceva de hectare, sau de mai sunt de primit. Hai să facem ceva, revenim la comisia funcțională. Băgăm niște oameni mai zbătători în... Păi hai să facem adunări pe sate, să-i adunăm, păi dar legea asta spune, nu poți să-l pun cu mâna. Adunăm 5-6 oameni, până adun 100% niciodată nu o să rezolvă. Nu se poate aduna 50%. Cei mai reprezentativi, care sunt zbătători. Că așa dacă mă uit în comisia funcțială de astăzi, faceți documentația completă, că acolo spune că nu-i complet. Da, dar stai să mai continui cineva. Hai să băgăm că domnul procesul funcționează, hai să băgăm pe cineva. Stai vreo leac, să vezi ce trebuie. Trebuie fiecare cetățean care solicită, trebuie să-și aducă documente, unii amplasamentul. Dacă nu are documente, atunci să aducă vecinii din stânga, din dreapta, din spate și din față, că martori, nu martori, martori, dar ei să aibă acte în care în planșa aia sau un act, să spună, mă învecinez cu mine, care solicită. La care? La care? De ce vorbiți de asta? Păi dar la ei v-am spus, aduc. La 8, dar ceilalți de unde? Asta e, doamne, ia spuneți, care e? Regulamentul ăsta. Dar oamenii nu pot spune, dar eu ce pot să-i zic așa? Eu mă duc cu tabelul respectiv. Uite, cum vine asta dacă... El a fost veteran la voi, de să dea urma noastră de ce cei care. A făcut un tabel mare care l-ați avut aici în primărie. Că l-am văzut și eu, pe timpul după nimic. Nu a fost proprietar de pădure și mă duc acum, aici am avut eu pădure. Ce de la Opșa Muncelului, da, de la... Opșa, da, iată. Aia pot să vin cu acte și sunt acte. Dar la frontul Plugarilor există un tabel. Care ala cred că nici nu mai este în primărie. Ei, nu. Păi este? Nu, dar civilii statul, nu sunt copii. Dar cum? Dar ce crezi, vrei, și la prozaf? Dar unde proprietarul mă ajută? Păi duce în aia, ale. Dar cum se ducă proprietarul, spui că eu am avut acolo pădure, pe barpe. Bă, așa cere, măi, omule. Așa cere, dar n-ai acte. Dar cere, dar omul a fost pus în posesie. Păi și atunci ce pot să duc eu acolo? Acele tabele. Ce pot să duc acolo? Păi tabelele sunt, băi, și sunt confirmați, sunt validați oamenii. Și suprafețele, dar nu e amplasament. Ei nu au fost pus în posesie ca să spui că acolo a fost terenul lui. Noi știm, degeaba nu ziceți nouă. Noi știm asta. Păi și atunci ce se duce? Știm, dar... Știm, dar legea spune trebuie. Luăm porumbelul de figar și-l ducem. Păi doamnă, rămân cu următoarea documentație. Dacă primul hectar s-a dat așa, cu martor, cu vecin, cu bunica, cu mamica, cu tatica, haideți atunci, și mai sunt de luat, deci lângă hectarul ăla care-i proprietate, să ne dea și restul, domne, completare. Că acolo sunt vecini. Adică are de la 5 hectare un om, nu? Da. Un hectar e s-o dat, s-o stabilit, cum s-a spus mai înainte, da? Și el e proprietar pe un hectar și mai trebuie să-i dea 4. Adică nu poate să-i mai dea 4 lângă? Hai să căutăm 3 cetățeni din statele astea, spătători și... Sunt vecini. Dacă prima dată s-a spus că acolo a fost el, pe proprietar. Așa s-a spus prima dată, cu martor s-a spus. Dar restul de 4 hectare care ar fi trebuit să fie ale lui, dat unul la unul, nu poate iar. Hai să ascultăm pe domnul președinte. Hai bine, nu ca să vedeți discuția la Macau. Uite ce spune articolul 39. Este locul... Reconstituirea dreptului. 5 persoane. Mai căutăm pe cineva și o să luăm documentația asta, o să luăm balanțele care le avem și mergeți să asistați la discuție. Păi, de ei vorbesc un dosar, aveți dosarul gata, completat, dosarul. Da, noi am făcut toate întâmpinările astea în baza la cine cerut ei. Și acum am mai trimis iar că mai doresc încă altceva. Deci, pe mine asta mă uimește. Dar în momentul ăsta, 48 de noi, pe cum adică la cea? Nu te fac articolul 39 din regulament. Auzi ce spune. Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Alineatul 2. În acest scop se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate în termen legal, schița amplasamentului cu terenul deținut sau orice alte informații din care să rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat. Asta nu, nu cred că e valabil. Nu e valabil pe bani. Pentru noi, pentru cei la agricol. Dar este la... aici, dar nu m-a trimis aici la articolul 39. Nu e valabil pe bani la articolul 39. Uite, că vreau să dar nu au fost pus oamenii posesie, au avut terenul. Bineînțeles. Uite, vrei hărțile aici. Noi vorbim de legea... Da, cu tot. Și astea nu sunt nici de cură, astea sunt din documentația
lupau cu scuza, care l-a și măsurat, care i s-a și propus pentru retrocedare. Aia mafia au fost. Nu mai înțeles, domnule. Voi stai rămași cu ei la Bacău și spune treaba asta. Mă împuș cu care va. Așa, dacă o lăsăm sigur că jumate din comuna său nu are, nu primi, jumate o primi. De ce aia jumătate o primi? Păi atunci ce era altă treabă. Păi dar nu cere asta. Dar nu avem hotărâri judecătorească. Nu avem hotărâri judecătorească. Dar nu numai la noi vrei, și brusturoasă și care mai rămas. Nu, prima, nu trebuie să ne mai vedem la alții, trebuie să facem mai noștri. Băi, dar vinul cu noi, băi, omule, și ca să nu mă împărcă. Păi, nu-i problemă, dar hai să facem, că avem un an de zile. Vin cu noi, te duc gratis. Am strâns oamenii în fiecare sat. Dar ce mai bine așa, am venit mai tare acolo și... Dumnezeu, dar ce-i face? Vină și dă-mi un sfat. Discutăm, nu numai ședință, îl dăm aici, îl dăm aici, dar nu fac parte din comisia funcțială, mi-am primat. Păi, ca orice cetățean sau un orice om... Copilul, tu ești în comisia funcțională. Oricine are dreptul să vină, să participe și în comisii și în afara comisii, cu un sfat, cu o treabă. Dar nu așa se rezolvă treaba, hai să facem asta. Ați îl primarinic din lucru, dom'le, că ăsta au făcut interesele. La Dărmănești și în alte părți, dar interesele la său le face. Și ăsta la altul care e în comisii, care l-ați ales să-și face datoria. Păi comisia asta ce face, dom'le? Ați făcut-o în august, dom'le, comisia asta. E semnată parapată de prefectură. Păi în august, pentru că inginerul Negre s-a mutat la Târgu Ocna. Dar în continuare, mă. Dar nu e ce, e alta. Eu mă urc pe hârtii și văd atât. O venit... Mă urc măcar la reprezentanții. Nu mă lăsă, mă urc pe domnice. Cetățenii, cum aș aveți comisie, mă leagă. Stați vreo leagă să mai vorbim, că dacă nu, eu mă leagă treabă, doar nu... Ce se întâmplă? În ce dată? De cât? De două luni? Este adresa făcută la Direcția Agricolă, să ne dea un specialist în locul lui Negre, ca să-l propunem în comisie. Păi faceți și aici, la reprezentanții cetățenilor. Păi să facem. Să căutăm niște oameni despre. Să facem, veniți care sunteți, eu mă uit aici, care aveți de luat pădure, ne adunăm. Eu mă uit aici, acolo. Toți au luat pădure. Da. Nu-i niciunul care. Are importanță, facem. Are importanță că nu se poate mai să organizăm ședința. Nu eu nu pot să mă duc din poartă în poartă, Valea Săului, ca să adun jumate plus unul. Veniți și mă ajutați! Veniți și mă ajutați! De asta sunteți reprezentanții poporului și vom vota. Ca să fie clar. Am fost când ați anunțat. Toată lumea dați lecții, dar veniți și ne ajutați. Prima, dar nu trebuie să te superi pe chestia asta. Dar nu mă superi, domnule, dar numai... Dar vrem și noi odată să o rezolvăm asta. Păi o rezolvăm, veniți și ne ajutați. De ce jumătate din comună are problema rezolvată? Ați fost alegi de populație? Da. Veniți și împreună ne ajutați și facem. Și ne-am fost cu dumneata. Nu-i atunci am pus niște afișe. Puneți afișe ca să-i adunăm. Păi dar cum îi adunăm? Din poartă în poartă? Data trecută când s-au pus afișe, au venit oamenii la școală. Asta una. Și următoarea cu obștea, cealaltă, ce mai știți? Nu s-a mai făcut nimica. Pentru că îi spune, dacă nu ia pișanta, nu se dă nici nimic. Obștea se dă vechile amplasamente. Păi da. Sigur. Și acolo nu poate măsura. Proprietarii de acolo sunt și ce treabă am eu dacă am de luat? Păi n-ai nicio treabă. Ocolul Silvic, până nu se reglementează să o ia dintr-un capăt de la deal sau de la vale, nu participă la nicio retrocedare, la nimic. Nu poate unul da și unul nu, unul da. Nimeni nu dorește să-i smăsoare din proprietatea care o are actualmente pe fondul amplasament, ăsta, amenajamentului Silvic din 50 încoace și când îl pune acolo, Nenea Mitic are din 4 are 1 sau 2 hectare în grădina. Voi și grădinile luate. Și nu. Aici e problema. Și nu vreau să dea înapoi. Eu știu că acolo Silvic a făcut treaba asta. Sau nu trebuie să măsurați. Și o dat gardurile înapoi. La unii. Nu la aia. Ei nu. La Zbârcea de exemplu. La unii. Dar cu drumul. La Zbârcea. La Zbârcea în vârful Zbârcea. Unii vine asta. La Roma, la deal. Doamne, ne referim la Făgeță. Doamne, Făgețelul. Din Agăștin până în Făgețel ne referim. Acolo e Ochea Muncelor. Ochea Muncelor, da. Da. Și acolo proprietățile s-au întins, au ocupat din terenul părăstie. Acolo zice, ăsta e terenul, altul nu vă mai dau. Ca să-i pui în posesie pe cineva peste terenul celălalt, ce faci? Dar nu spune, dar e vorba de când pune amenajamentul, harta amenajistică, nene, mata ai o hectare jumate la matale. Da, ești de acord să-l prindem în actul ăsta de retrocedare? Și îți dăm și diferența în continuare. Nu sunt, nu dau nume, dar... Dar trebuie să fii de acord, unii rege să știe. Păi dacă nu-ți dă voie, dă-ți voie în grădina lui. Dar n-am adus, nu a fost top o sistem, în 3-4 activituri. O luat-o și de la Găștin, la deal și de la Tăgeță. Da.
puntea... Puntea la pe cetățenii da. Puntea cea mai departe. Am fost și următoare. Am fost acolo, dar n-am umblat cu ea, ne-am uitat. Trebuie străcat tot. Scheletul ăla nu se mai poate. Domnul primar, și-ar mai fi problema... Am putrezit cu leile. Da. Ar mai fi problema cu stația, cu... Iar discuția. Stația de apă? Nu, cu stația de autobuz. Da, așa e, vine și așa. Bădia... Și vreau să duc mai departe. Dar de ce nu aducem înapoi stația unde a fost de 100 de ani? În fața ultimului leu. E curbă și stiu. E curbă aceea acolo și oprește microbuzul. Oprește acolo, nu e rău. Da, dar aducem la vreo 10 metri mai la dea de magazin. Dar cine deranjează că e în uliță acolo? În uliță nu deranjează că e plouă. Când plouă. Păi nu, dar o să pot, dar facem asta. Păi da, facem asta, da. Dar eu am venit cu soluția mai simplă, că acolo e... Și cum e, să stai în magazin? Mai sunt mașini obite în fața magazinului. L-au făcut el, nu s-a pus problema. Dar nu am înțeles cu șoferul. E curvă, vrei, nu știu. Știu că e curvă, da. Nu mai sunt mașini acolo și la bine. Dar nu s-a întâmplat niciodată la cine. Nu, dar e foarte rău. Este, într-adevăr, dar e un mod pentru om. E bun acolo. E bun, da. Hai să-l amenajăm această stație. Da. Alte probleme? Da. Referitor la școala de la Său. La miază e jalică. Deci mașina la terminarea orilor. Nimeni... nu ia nicio măsură. Unde? Dar ce se întâmplă? Cadrele hidratice partează în mașina Domnului. A, aici. Poate face o parcare în fața școlii. Școala veche, că și așa de aglomerat. Prin părință după copii. Mulți sunt prin supravegheață. Eu propun să facem un program în poliția locală, că s-ar mai educa și copiii, că ar fi un pic mai frică. De exemplu, eu am fost într-o zi degeaba, țip la unul la altul, mai merg și patru și să ia de tine. Că ce-i treaba ai după copilul în el. Și erau să întâmple prea mai de accidente. A venit unul cu un BMW, o leacă din nou la doi copii de asta. Dacă mai stătea două minute, eu le legam. Deci cu curau de la pantalon, eu le legam. Aveam. I-am pus semn și el tot nu avea nicio treabă. Și curbă și toate astea. Polițistul comunitar, la amiază acolo să fie. Semnalizare. 40 de minute, cât durează. Aș vrea să vă rog, se poate cumva parcarea să fie făcută în față aici, adică să-și parcheze. Întrebare, școala de la Său, școala veche mai este utilizată? La școala asta. Ce se mai utilizează? Aici, în față, la Cibi, să-și parcheze mașinile. Este loc. Tot o mașină, doar de n-ai pe unde trece. Și pe stânga și pe dreapta, Să le pună în față, unde Codim și Cibi, să le pună acolo în față. Să le duc în spate, la școală, la Jenic, la Ducă-l în școala vechi, domnule, acolo. Cadrele să ducă mașina în urmă. Solicitare din partea dumneavoastră de persoana în anul trecut și eu, în cadrul consiliului școlar, am spus lucrul ăsta și am cuzat frumos colegii și atunci de perioadă, într-adevăr, nu s-a mai parcat acolo. Acum, iarăși, aveți dreptate aici, sunt foarte multe mașini parcate, dar dacă ar veni un polițist local la amiază, într-adevăr, ar fi un sprijin foarte util. Da, domnul, dar zi de zi nu se poate. O să punem semn de oprire acolo. O să puneți oprire interzis, să reglementați treaba și atunci amenzi vi sunt în foaie și așa pe alta și scade. Facem adresă propunerea să tragă în spațiu din fața școlii. Nu numai că sunt mașini parcate, se circulă cu viteză. Circulă cu viteză, nu mi s-a întâmplat, eu când traversez copiii. Și polițistul ce poate să-i facă dacă polițistul local nu are radar, nu are... Polițistul local, ce-i face la urmă? Pionezul, mă, ce viteză merge el? Păi da, dar în momentul în care s-a problema mare, ar fi măcar să reduci un pic copii, așa un pic copii ca ne ia. Pune 30 la ură și alea cea mai mare. Dar nu trebuie să puneți pietare, că este trecere pietonice, este obligat să reduci viteza. Cu toate astea nu se reduce viteza. E obligat și totuși... Deci, eu stau în mijlocul drumului ca să-mi traverseze toți copiii strada și era și pe mine, aproape m-a luat pe mine,
Nu era timpul Ceaușescu, ești la elevul cu plăcuța. Mână... Ce poți să faci? Da, nu mai este. Nu mai... Ies femeile de serviciu la amiază, stau acolo cu copiii când trebuie urcați în microbus, dar copiii nu ies de spate. Avem adriese făcute inclusiv și în toamna asta, făcoase. Atunci facem altceva. Deci un județean nu putem face... Mutăm stația, stația. Urcat-o pe la școala din față, că acolo nu-i circulație, microbusul acolo va trage. Închise poate. Trecem și trebuie mai bine. Și microbusul va trage acolo, când îi aduce, când îi duce. La poarta să intri pe calcul. Dar să-i duc de la WC-ul, domn primar, că noi suntem artifici, domne. Avem două școli cu un WC-ul. Unde? Da. Fii atent, dimineața vii la noi și îți facem o adresă la școală și spunem semne oprirea interzisă de la Tătavu, de la uliță până la uliță, la Paș. Și pe o parte și pe altă. Oprirea interzisă, nu stați acolo. Asta e, dimineața vii la noi. Bine, sănătate. Asta vă spați în stația acolo, doamne. Domn Costel, da. Amânăm lumea, vii cu noi. Știi, desemnăm prima ta într-un loc. Nu neapărat nu vreau asta. Ba da, ba da, ba da, de ce nu? Da, ba, nu când răspunde. Dar desemnesc pe unul care nu vrea să vii, că nu dă 80 de lei la microbus sau 50, de la deal, la vale și invers. Și înainte am procedat tot de mai vreți funcționa, nu vă scădeți, o să vii de nu mă dau deoparte. Nu, dar mai lupt cineva. Poate cineva care și cunoaște din care afară. Eu cunosc, dar mai puțin. Da. Uite, când ai de acord, noi stabilim ca să fie de acord. Dacă sunt pe cei mai credi în noi, de valea sau lucrurile poate să fie de acord. Și schimbă.